La toți de față și viitor, sănătate, sunteți la Vreau să știu. Mii de mulțumiri că faceți acest lucru. Mulțumiri și prietenilor de la Casa Parilor care sunt alături de noi. Mergem și jucăm volei. Dragi prieteni, invitatul nostru de astăzi este o plăcere și o onoare să vi-l pot prezenta, pentru că este unul dintre cei mai mari antrenori, dacă nu cel mai mare antrenor de volei pe care l-a dat această țărișoară. Are și o poveste de film, pentru că, așa cum o să vedem, dumnealui a ales niște... o atmosferă mai bună atunci când a trebuit, deținător de Cupa Campionilor Europeni, s-a întors de ceva vreme în țară unde pregătește pe Dinamo. Dragi prieteni, domnul Stelian Moculescu, bine ați venit! Noi vă mulțumim și mii de mulțumiri! În primul rând, ziceți-ne ce faceți! Acum, știți? Da, am plăcerea să stau aici, să discutăm, dar în general totul bine. M-am întors la București din, cred că din 72 când am plecat și acum am revenit și în tot cazul am găsit orașul schimbat în bine și încercăm să facem puține rezultate la Dinamo. Dumneavoastră ați avut și acel intermezzo cu echipa națională. Am fost cu echipa națională și țin să spun că cei 2 ani, au fost 2 ani jumate, dar primii 2 ani au fost unul dintre cele mai frumoase ca atmosferă din cariera mea de antrenor, pentru că am găsit niște jucători, cum erau Olteanu și Gontariu și toți care erau pe vremea aia, care cu atâta plăcere lucrau și cu atâta dragoste de a învăța, de a se îmbunătăți și au fost o fază foarte bună. Am avut ghinion că am fost la un punct de a ne califica pentru mondiale și n-a fost să fie. Corect. Jucătorul meu care l-am avut la Friedrichshafen, la Alexis Valido, libero, mi-a stricat. V-a mâncat. Mi-a mâncat treaba. Da. O luăm cu începutul, domnul Moculescu. De ce volei? Cum ați început dumneavoastră? Trebuie să faceți apel la memorie. Volei a fost din greșeală, să zic eu așa, pentru că eu vreau să joc handbal, pentru că mama mea lucra împreună cu mama lui Hans Moser. Și ăsta era idolul meu și am zis eu numai handball joc și erau Cupa Cravata Roșie pe vremea aia și profesorul meu de la școală, aveam 14 ani, domnul Popovici, a zis că eu trebuie să joc volei, că jucam handball, jucam de toate și hai să merg și la volei. Și atunci am văzut domnul Milorad Coin la Cupa Cravata Roșie, era antrenor la CFR Timișoara și m-a rugat, adică a vorbit cu mine să vin la volei, nu știu ce, nu știu cum, dar pe mine nu m-a interesat și noi ne calificaserăm la faza următoare, pe oraș, eu știu, pe vremea aia, și venise și bunicul meu acolo. Și atunci a venit ăsta Milică iară și a zis, mă, de ce n-ai venit? Și zic, voleiul nu mă interesează pe mine. Și s-a apucat să se discute cu bunicul meu. Și a zis lui bunicul meu că eu aș avea talent și nu știu ce. Și după aia bunicul meu a zis, tu te duci la volei acolo. Și m-am dus la volei, dar ce a fost mai pe undeva interesant, eu am stat 2 ore, că ăsta Milică tot timpul întârzia antrenorul. El nu venea niciodată. Noi am pierdut și trenuri, am pierdut de toate. Și după 2 ore am stat acolo și n-a venit, am vrut să plec. Și eram cu bicicleta și ieseam acolo la CFR, am ieșit afară și el venise cu bicicleta. Și atunci m-am întors și de atunci am rămas. Deci vede soarta, acum serios vorbim. A fost chestie de 2 erau minute. Erau 5, exact, nu 5, 2 minute, da. Dacă... Nu mai veneam la vole, înăltuți dintotdeauna ați fost? Poftim? Înăltuți dintotdeauna? Adică ați fost și mic când erați mic? Eram mic când am fost mic, dar eu am crescut într-un an, când am avut 16 ani, am crescut vreo 16 centimetri. Wow! Și m-am... Nu știu de ce, nu știu cum și după aia am rămas așa. Cum. Fotbal, alte din astea, not sau ceva, nimic? Nu. Că știți că toți băieții erau fotbaliști. Fotbal, nu prea eram eu talentat la fotbal, eu am stat în poartă la fotbal și mie nu mi-a prea plăcut să alerg. Da. Eu am jucat puțin handbal și după aia am jucat volei și când am început să joc volei, n-am mai făcut altceva. V-a prins? Că din ceea ce spuneți a fost un plic de obligativitate la început. Băi, te duci acolo. Da, dar am avut familia Coin, el și cu nevastă-sa care ne antrenau, au avut un dar de a motiva jucătorii, de a prin laudă, prin felul lor de a fi și te-au atras. Adică eu auzeam toată ziua, măi, dacă tu faci mai departe, ajungi la lot, ajungi nu știu ce. L-am cunoscut atunci ca mic copil pe Dragan, pe Horațiu Nicolau, pe echip, oamenii ăștia mari, Coste. Deci tu aveai niște modele în fața ta și asta m-a ținut acolo și am rămas la
La volei până... Volei în perioada, iertați-mă, chiar existam în lumea voleiului. Păi da, exact, era o finală românească de... Finală românească, rapid. În cu... Champions League, da, sau Cupa Campionilor, da, pe vremea aia și era... E incredibil. Acum, da, cei mai tineri care se uită la noi, băi, stați că ați vorbit cam repede. Ce finală, știi? Da, da, noi am avut finală între două echipe românești. Da. Greu de crezut. În sala aici, la cum îi zicea, sala la... aici, nu știu, expoziție. La Romexpo. Da, așa. La Romexpo. Acolo a fost. La Romexpo, că nu aveai loc în sala... Da, da, da? Astăzi e greu de crezut. Da, da, da. Încercăm, ușor, ușor. Bun, oamenii ăia erau făcuți din alt material, cum se spune. Vremurile, pe vremea aia era, omul era altfel, adică spuneți că... Am avut o alt... Nu se poate compara cu situația de astăzi. Deci, noi, pe vremea aia, jucam volei sau făceam sport... Și altceva nu aveai, televiziune. Ducea și școala în paralel? Școala. Obligatoriu. Era oblig, fără școală nu mergea. Erau pe vremea echipei mari a lui Drăgan, toți erau studiați. Chiar acum am văzut o fotografie unde era ingineri, doctori, da, da, de toate. Da, da. La noi deja era puțin mai, deja mai redus. Eu am studiat, am făcut construcții, mai erau câțiva care studiau educație fizică și așa ceva, dar așa ca să nu faci chiar nimic... Nu exista. Nu exista. Deci școala era totuși foarte importantă. Când v-ați dat seama că voleiul nu mai e o glumă? Că la început era o joacă, nu? Nu. Sau cum? Eu fiind totuși foarte ambițios, eu totdeauna am vrut să câștig. Și atunci eu n-am... reușit, adică am reușit să fac treaba asta și să ajung, țilul meu a fost țil, să ajung la Olimpiada din München în 66, s-a făcut cunoscut că Olimpiada va fi în 72. Bunicii mei tot timpul vreau să plece în Germania, că erau de origine germană. Și atunci au tot înaintat acte dinainte și după aia le-am zis, ok, fraților, lasă toată treaba. Nu era ușor să pleci și ei n-au mai făcut cerere și am zis, eu o să ajung la Olimpiadă. Serios? Asta da. V-ați propus? Și da? În 72 și eu atunci în 72 plec. Da. Și asta a fost pentru mine ideea, țelul, asta trebuie să fac, asta trebuie să ajung și ca să ajung acolo trebuie să fiu bun. Corect. Și atunci... Ați tras cu asta în minte? Asta era... Bine, trebuiau să vă ajute și colegii, că degeaba, dar... Și după aia am ieșit campion de junior în 68 și acolo am fost un fel de antrenor deja la echipa aia, antrenor jucător și cu doamna Coin, că cu bărbatul său am avut probleme. Și atunci am câștigat asta și după aia am venit la Rapid București. Era Drăgan antrenor aici și în 70 am venit la Rapid. Și a fost însă o chestie că în 69 am dat examen de admitere la facultate. Și v-au promis că nu intrați. Nu că mi-au promis, mi-au spus că nu intru. A venit domnul Balița de la Comitetul Județean de Sport, da, și mi-a zis, Moculescu, tu trebuie să te duci la Politehnica. Și eu am zis, eu nu mă duc la Politehnica, eu pentru că pe antrenorul ăla nu l-am agreat. Ăla mă făcuse când aveam vreo 17 ani, am auzit când a zis, bă, ăsta e o stârpitură, ăsta nu iese nimic din el. Serios? Da. Și atunci am zis, zic, domnul Balița, voi n-aveți nevoie de stârpituri acolo. Jucați cu oamenii voștri, nu iese nimic, lăsați-mă în pace. Nu, că vezi, Doamne, bă, dacă tu nu te duci acolo, te bagă la armată și te trimit în munți. Și după aia l-am întrebat, și matale, cât timp crezi că stau eu acolo? Că nu mă duc la Rapid, mă duc la Steaua atunci. Da, bun. Prima sesiune, admitere, n-am intrat. M-a sunat iară. M-a chemat, nu că m-a sunat pe vremea aia, nu erau telefoane. Da, m-a chemat acolo. Bă, ți-am spus că nu intri, semnează. Nu semnez. Și după aia, în septembrie, era a doua sesiune de admitere de la facultate și... Știu că duminică seara, luni erau rezultatele și duminică seara s-a dus ăsta Milică cu mine la rectorul de la Facultatea de Construcții din și ne-am dus în birou acolo, a luat la toate. Hai să vedem rezultatele. Să vedem care e treaba. Și era original, era 7,5 la mine și eram trecut. Și după aia era șters și pus 5. Nu pot să cred. Așa este. Și atunci ăsta s-a uitat peste lucrare, a șters 5 și a pus 7,5 la loc și am fost pe... Incredibil. Și asta rămâne. Și luni dimineața
erau afișele alea pe... Da, pe... se afișeau rezultatele. Da, rezultate și am intrat. Și atunci m-am dus eu la domnul Baleța și am zis, vreau să vă spun numai că am reușit să intru la facultate, vă mulțumesc incredibil. Pentru sprijin. Incredibil. Da. La Rapid, echipă mare pe atunci? Era echipă tânără, foarte tânără și cu Aurică Drăgan antrenor și noi am reușit totuși în 72 să devenim vicecampioni. L-am lăsat Steaua în spatele nostru, dar pe Dinamo nu puteam să-i batem. Da. Aveau echipă foarte bună, da. Și pe lângă asta mai aveau și un arbitru foarte bun. Era Bebe Niculescu. Ce bună e asta, da. El era și un arbitru senzațional. Antrenor, arbitru secund. Știai care treaba, nu trebuia să te prezinți la meci. La nivel, ca oamenii să înțeleagă cei care ne privesc, la nivel de echipă națională, unde eram în momentul ăla? Eram în primele 5, în primele 10? Da, noi am ieșit până în 71, am venit pe locul 3 la Europene. La Europene. Și în 72 la Olimpiada am venit pe locul 5. Și zic eu, putea fi, era loc de mai bine. Zic, locul 3-4 aveam valoare. Se putea, de locul deci... 3-4, da. Nu era ceva de neatins. Am pierdut de la RDG, pe care îi bătuserăm tot anul, îi bătuserăm aici. De 4-5 ori am jucat cu ei și am bătut și când am ajuns la Olimpiadă ne-au bătut pe noi. Și din cauza asta am venit pe locul 5. Da, eu zic, astăzi mulți ar visa pentru locurile astea. O întrebare la care vă rog dacă se poate să răspunde sincer. Ați spus că doreați să ajungeți la Jocurile Olimpice de la München. Asta era țelul neastră. Da. Vă și gândea să rămâneți? Da. Am știut dinainte. Deci dinainte. Da. Eu probabil în 71 n-am avut pașaport, nu mi-au dat pașaport, că domnul antrenor de la Politehnica m-a turnat, că a zis ăsta rămâne afară. Și atunci în tot anul 71 n-am primit pașaport nici pentru Iugoslavia, nici pentru Ungaria, nici pentru Cehia, nici pentru Jocurile Preolimpice de la München în 71 aveți și nici la Europene. Eu nu pot să zic că sunt medaliat cu bronz pentru că n-am primit pașaport, n-am putut să plec și atunci au plecat numai cu 11 jucători. Da. Și a zis Sotir, zice, eu nu iau al 12-lea că tu ai meritat să fii acolo și dacă nu ești... Frumos și treaba asta. Da, a fost unul din puținele... Bine, nu vă încântă acțiuni. Cu nimeni, nu vă încălzești sentimental și așa, dar dacă n-ați fost acolo pe parchet... Și atunci a trebuit să-i mulțumesc lui Dobinca, fostul președinte al federației. Da. Și ăla, știam că eram la turneul final la Brașov și a venit, zice, băi, Stelule, ți-am făcut... Rost de... O să nu rămâi acolo. Ei, cum, domnule? Da, deci dumneavoastră aveați asta în minte. Da. Și aveați pe cineva acolo sau cum? Eu n-am avut pe nimeni, n-am avut pe nimeni. Deci ați mers la Jocurile Olimpice? Eu am mers la Jocurile Olimpice și... Sunt alea urâte, cu septembrie negru, cu probleme, fost, cu... Din punctul meu de vedere, au fost cele mai frumoase jocuri. Eu am mai fost la 3... După aceea. Odată ca antrenor, odată ca... Deci, deși au fost problemele care au fost... Au fost cele mai frumoase jocuri. Puteți să-ți închipui că în jocurile, în satul ăla olimpic, nu era poliție, nu era nimic. Tu puteai să intri, tu puteai să ieși, aveai toată treaba ta, tu te deplasai liber. Eu când mă des am fost la Peking, acum erau 3 garduri, între alea 3 garduri erau stătrea patrulă cu mitraliere, cu pușcă mitraliere. Și atunci zic... Cu glos pe țeavă, cum se zice. Și era o atmosferă când... Și acum am în minte, când intram în satul, în stadionul olimpic, la ceremonia de deschidere, acum mai aveam eu noroc că știam nemțește și vorbeai cu spectatorii care erau acolo și era cum să zic, era un festival. Da, era o plăcere să fii acolo. Corect. Da. Și după aia, acolo s-a schimbat... Și așa ați avut o gândită, domnule, se termină ultimul meci și după, indiferent cât vă duceați de sus. Da, a fost prostia că trebuie să... A fost totuși... Olimpiada s-a prelungit cu o zi și până în 11 septembrie și seara noi am ieșit pe undeva și la un moment dat ne-au chemat toți înapoi că nu știu, un zvon era că iară e nu știu ce atentat sau nu știu ce și ne-au pus în cameră și am stat la noi în cameră și eu eram dimineața la 7... Eu m-am dus la antrenorul RFG-ului și i-am zis, zic, bă, băiețaș, fii atent, că el era și antrenor la o echipă de club, la Münster. Și am zis, zic, fii atent, dacă tu mă ajut să plec, să rămân, vin la eu joc și joc. Că pe vremea aia în Germania nu se câștiga bani, zero, era amator. Și atunci am stat în cameră, erau toți în apartamentul unde stăteam noi, pe Connolly, pe strada Connolly și...
am băut, am mai făcut, se făcuse unul, se făcuse două, se făcuse trei, trei jumate, eu știu cam aș trei, patru. Și atunci m-am gândit, ce fac eu acum? Că eu până la șapte nu reușesc să stau treaz. M-am culcat și am zis, dacă mă trezesc, mă ușchesc, dacă nu, mă duc acasă. Senzațional. E, și la șase și ceva m-am trezit și atunci eram noi la etajul 4, eram, mi se pare, 3 sau 4. Și atunci m-am dus pe trepte, m-am dus jos, sub, erau clădirile alea mari, unde aveau jos, erau garaje și mașini. Și atunci am ieșit și am stat pe strada, pe Lehenauer Straße, era acolo fostul, unde era Essex, ăștia aveau acolo un, o prăvălie sau dracu, știi. Și eu eram la șapte, eram cu ăsta, aveam întâlnire cu el și să face 7 și 10, să face 7:20, să face 7:30. Ma. Cine trebuia să vină antrenorul? Antrenorul, da. Antrenorul. Și că mă ia cu mașina. Da. Da? Și eu nu știam cu ce mașină, nu știam nimic. Și numai mă plimbam și mă uitam în stânga, în dreapta. Eu eram în civil și nu venea. Și la un moment dat vine. Da, a venit cu 35-40 de minute. Și erau, zic eu, astea 40 de minute au fost foarte lungi. Cele mai lungi, dar da. Unele dintre cele mai lungi. Că nu știai cine erau, că erau totuși, eram sub observație acolo. Și ești mai ales că se știa, iertați-mă, că urma să, că intenționat să rămâneți, adică nu era ceva... Da, dar până adică atunci ei... deja rămăsaseră Becker, Sulițașa și toți au rămas deja mulți și... Și atunci am rămas, m-am luat ăsta cu mașina și m-am dus la Nürnberg și după aia m-am dus la Walsrode, unde am fost și în trei zile am primit azil politic. Și ce s-a întâmplat în România după aia? Adică asta ați aflat după aia mai târziu. Păi nu, ce s-a întâmplat? Că eu după aia m-am întâlnit cu Oros, că prima dată când am jucat în 76 sau în 77, noi ne-am întâlnit, am avut meci cu România pentru calificări la nu știu ce... Și eu eram capitanul Moculescu, eram capitanul nemților și Willy Schreiber era capitanul românilor. Da? Și, și după aia am povestit că ei stau, au stat acolo jos și când trebuia să ne întâlnim să mergem să, la micul dejun, și au așteptat două minute, trei minute. Hai că vine, domnule, trebuie să vină. Și după aia mi se pare că s-a dus ăsta, Aurică Dragan, s-a dus sus și zice, ăsta nu mai vine. V-a fost ușor? Nu, invers, ușor nu v-a fost. Ușor, cum să zic ușor, a fost până la momentul ăla unde am zis ok, mă trezesc și plec. Nu, după aceea, deci ați rămas, nu, a venit. A fost ușor. Eu am început să lucrez ca ajutor de zidar la o firmă mică, am cărat de la 5 dimineața, mă sculam, plecam pe șantier, căram mortar și țigle și astea. Și seara din asta vă câștigați banii cum ar veni. Da, știu că primul meu salar a fost de 725 de mărci și 40 de fenici și le primea într-un plic din ăsta maro și era și cum câte impozite plăteai și acum 725 de mărci. Era un rahat că plăteai 350 de mărci pentru chirie ca să, unde stăteam și apoi îți dai seama că nu prea puteai să faci nimica, da? Dar pe mine nu m-a interesat treaba asta, da? Adică eu am zis, eu pe undeva văd, eu n-am avut niciun plan ce să fac, ce nu să fac și atunci am primit după aia, după o lună și ceva, a început să-mi curgă sânge din nas și nu mai puteam să, eram obosit, că după aia de la 8 la 10 aveam antrenament, nu? Și atunci le-am zis la ăștia, bă, fraților, dacă voi vreți să joc și volei, trebuie să am un alt, un alt job. Cum, da. Că eu din prima zi, când m-am dus în Germania, am lucrat. Eu n-am luat niciodată un euro de la o marcă de la stat sau de la un ajutor. Eu, mi-era jenă să iau așa ceva. Da. Adică, și după aia am primit un alt, am primit o slujbă ca să lucrez ca desenator tehnic, pentru că asta o știam de la facultate, încă mai învățasem și pe acolo așa ceva. Și atunci a început să meargă ceva mai bine, toată treaba asta, dar a fost o echipă slabă. Eu am avut în primii ani, eu am fost atacant și am avut în primii jumătate de ani patru ridicători, nu? Și erau de o calitate... Și eu am vrut să mă las de volei. Serios? Da. Și zic, păi dar n-avea nicio perspectivă voleiul acolo în Germania. Păi, nu câștigai un ban. Nu? Mai, eu știu, 200 de mărci câștigam. Ce fac eu cu 200 de mărci? Nu? Și trebuia să că am vrut să scot prietena mea din țară să vină și ea în Germania și apoi dar trebuie să ai bani. Nu? Și atunci am lucrat. Și din întâmplare au venit echipa din München. Și
patronul, adică patronul președintele și ce era, a venit la mine și dacă am interes să vin la vol să joc în München, zic, eu am interes să joc în München, așa, antrenor acolo, dar numai dacă joc ridicător. Păi zice, tu nu joci, tu nu ești ridicător. Zic, nu-ți face grijă, rezolvăm problema asta. O rezolv. Voi da. Trebuie să vă, dacă nu o să fie bine, o terminăm. Și atunci, pe vremea aia, se juca încă 4-2, adică era sistemul ăsta și după, știu că noi fost aproape prima echipă, una din primele echipe unde am jucat 5-1. Că n-am mai vrut ăilalți să atace cu ăilalți ridicători. Cu ăilalți ridicători. Și atunci am făcut un fel de 5-1. Da. Cam așa a fost. Deci pare greu de crezut că pentru o țară avansată cum era Germania, RFG-ul atunci. Asta a fost pentru mine o mare un șoc. Voi aveți săli, aveți minci, aveți de toate. De ce sunteți amatori? Ei erau cu statut de amatori. Ei nu se antrenau, ei se antrenau de două ori pe săptămână. Și în rest își vedeau de muncă. Probabil lucrau erau toți studenți. Toți erau studenți și mai primeam după aia când m-am dus la München, am primit și 150 de mărci. Și ăștia alții erau care erau mai vechi acolo, primeau 200-250 de mărci, studenți în loc de, era bine, mai erau ajutați de acasă, primeau de la părinți una alta, deci nu era nevoie să facă sport mai mult. Ați regretat vreo secundă? Adică, domnule, uite ce am lăsat în România, care era la un nivel avansat, ca volei vorbesc. Niciodată. Și după aia a început, la mine și eu am început după aia în 73, când am ajuns la München, am început să antrenez juniorii. Copii. Zic, hai, ce să fac? Mai luai 100 de mărci de la ăștia, de la antrenament, aia mai antrenam nu știu ce echipă de seniori de 40-50 de ani din ăștia old boys, da? Mai luai acolo 100. Deci era, eu plecam dimineața la servici și ajungeam noaptea la 11, la 12 acasă. Și dimineața așa, ca să ai cu din ce să trăiești, nu? Și așa a început și când am crescut juniorii și în 70, după ce am câștigat dubleta, în 75, în campionatul de 74-75, am câștigat dublu cu campionatul și cupa. Și în iarna 76, președintele clubului l-a dat afară pe antrenor. Că nu mai mergea bine, nu știu ce. Și atunci, la echipa mare. La echipa mare. Și zice, și-a întrebat pe unul, pe altul, cine vrea, cine nu vrea. Și n-a vrut nimeni și după aia vine la mine. Zice, vrei tu să faci treaba asta? Păi zic, fac, ce dracu. Nicio problemă. Și am mai câștigat 100 de... Am primit 250 de bărci. Și am început să antrenez echipa asta. Dar ăștia erau toți oameni care n-aveau chef să... Adică două ori. Și atunci eu am început... Eu am schimbat în Germania. Când am revenit antrenor, am început să antreneze de 5 ori pe săptămână. Da. Ăștia toți au zis că sunt nebuni. Noi am început să facem deplasare cu o zi înainte, cu autobuz, că până atunci făceam deplasările cu mașina. Ne duceam dimineața la 8, ne urcam în mașină, mergeam, eu știu, 700 de kilometri, jucam și ne întorceam înapoi. Și apoi asta, toate treburile astea am început eu să le schimb. Și era pe vremea, zicea, bă, ăsta e nebun, ăsta, ce face ăsta aici? Și juniorii care am avut, care n-au primit niciun ban, cu ăștia am ieșit în 7-7 campion de juniori, am preluat toată echipa de juniori la seniori și am câștigat în 7-8 campionatul național masculin. Da. Și cupa. Și copiii ăștia s-au antrenat de 5 ori pe săptămână și au primit un rahat. 100 de mărci pe lună. Pe lună? Pe lună, da. 100 de mărci pe lună. Nu vă era greu dumneavoastră să faceți treaba asta cu niște copii care... Era pasiune, că eu ăștia, copiii ăștia, eu i-am... Și ei erau la fel de pasionați? Dar bineînțeles, altfel nu făceau. Da, altfel, ăștia, altfel ăștia, nu veneau, ăștia nu veneau altfel. Nu. Și eu când am început cu ei, era o echipă, adică în 74, erau mai micuți, mai nu știu ce, și tot timpul îi ziceam, bă, tu n-ai un prieten unul mai mare acolo care să vină să facă... Mai dăltuț. Și așa aduceau ei prietenii lor acolo și la urmă au rămas prietenii și ei n-au rămas, că n-au avut talent. Da. Așa că a fost o fază, a făcut plăcere. Pentru că mie mi-a plăcut, eu am scos jucători care le-am pus prima dată mingea în mână și au ajuns jucători de lot național. Crescuți de mine, nimeni altul nu i-a avut în mână. Și asta a fost o pasiune a mea, a fost având
ca junior, un antrenor, cuplul ăsta de antrenori cu, familia Coin, care au fost extraordinari ca antrenori, da? Și ei s-au purtat ca oameni cu noi. Adică nu eram și nu știu ce și nu știu cum, ci ăștia s-au purtat ca oameni. Și asta a fost pentru mine și au știut, antrenorul ăsta a fost, în ochii mei, a fost un vizionar. El era deja mult mai departe și din punct de vedere tehnic și toate astea, avea viziuni din astea de volei și asta mi-a plăcut și asta m-a ajutat foarte mult pe mine după aia în cariera mea de antrenor și de... V-ați lovit vreodată de faptul că erați român? Adică ați auzit vreodată să se spună? Sau pentru faptul că ați muncit? Probabil că a fost și treaba asta. Adică ceva genul, a venit românul ăsta, mă, să ne învețe meseria, dacă vă făceați treaba, nu, normal. Nu, problema este că asta n-au zis-o niciodată, că să ne învețe pe noi, pentru că eu, acolo unde am fost, eu am câștigat tot timpul. Și dacă tu câștigi, ai argumente, înțelegi? Tu dacă nu mă faci gură mare și nu câștigi nimic, atunci zice omul, mă, mai stai liniștit. Dar cine câștigă are dreptate, da? Cam asta așa este în sport. Și eu unde am fost, la toate echipele pe care le-am antrenat, eu am câștigat. Nu există o echipă pe care n-am antrenat-o, sper să nu fie. Da, dacă vorbim de actualitate. Da. Cu fiecare echipă pe care am antrenat-o, am câștigat ori cupă, ori campionat. Ei aveau dotări, înțelegeau cerințele dumneavoastră? Adică, dom'le, ne trebuie aia, se rezolva imediat? Ca să înțelegem cu cine ne luptam noi. Te luptai și eu când... Eu am lucrat până în 87. Am fost angajat la o firmă unde făceam terenul de sport, terenul de tenis, terenul de golf, construiam, eram angajat acolo. Și eu i-am dus după aia pe toți șefii de acolo, i-am băgat în aptai lung, în secția de volei. L-am pus pe unul președinte, la unul pe ăla l-am pus, făcea, casa, adică financiarul, contabilitatea. Trebuie asta. Deci eu totdeauna am căutat acolo unde eram să văd cum ajung eu. Eu eram spiritul rector, care să zică, domnule, asta facem, și atunci trebuia să văd pe cine pot să găsesc eu care să mă ajute. Să vă ajute. Că de unul singur nu poți să faci nimic. Eu trebuie numai să mă uit cine poate, cine nu poate, și acolo am avut undeva și puțin noroc cu oamenii pe care i-am găsit și așa am început să facem. În timpul ăsta sportul creștea? Voleiul a început să crească. Adică nu erați numai noastră, ușor? Nu, au fost și jucători buni tot, dar încă era fază de amatorism. Comparativ cu ceea ce se întâmpla în România. Da, ca antrenament. Noi ne-am dus la Jocurile Olimpice de la Moscova, nu? 80? Da. Am fost, echipă bună, totul ok, da? Și așa trebuia să am început să creștem, da? Și atunci în 87 m-am făcut antrenor profesionist. Am primit oferta de a antrena naționala germană și la europenele din 89 am bătut prima dată România, am bătut prima dată RDG-ul, am bătut prima dată Cehia, deci am crescut o echipă. Dar la nemți, și acolo cred că a fost treaba că am simțit eu puțin că poate sunt străin sau poate sunt că sunt român, adică nu că român, dar... Și nu le-a fost de ajuns la oameni. Nici atunci. Da. Și atunci, în 90 m-am lăsat, am demisionat de la lot și am preluat lotul de juniori. Erau europenele în Germania. Și lotul de juniori au făcut niște meciuri de pregătire și au pierdut și nemții au vrut să dea înapoi europenele. Serios? Da. Domnule. Și am zis, noi dați-mi mie copiii ăștia și noi jucăm. Și am câștigat medalia de bronz la europenele din Germania. Da. Și atunci am închis treaba cu voleiul german și le-am zis, voi o să mai veniți, în 10 ani veniți din nou să mă sunați. Și n-au durat 10 ani, au durat 9 ani. Și atunci m-au luat din nou și după aia am câștigat Universiada la Mallorca cu echipa Germaniei. Ei cred că n-au avut-o înainte și nici după aia un ranking mai bun de 10 sau 11 au câștigat odată și niciodată după aia. Și atunci am început încet să cresc echipa de junior, deja fiind la Friedrichshafen, și am luat
copii tineri din, jucători tineri din Germania, i-am dus la Friedrichshafen, i-am ținut acolo 2-3 ani și după aia am trimis pe ăștia în străinătate. Și așa am făcut un nucleu de jucători, am făcut 10 ani de zile, nu? Ca să... Viziunea mea a fost să aduc, să fiu primul care după 36 de ani să intrăm la Olimpiadă. Și am trebuit 10 ani să lucrez ca să duc echipa asta la Jocurile Olimpice. Bun, dar cineva avea răbdare cu dumneavoastră, adică termen care în sportul românesc începuseră ușor, ușor să nu mai existe, adică băgăm, investim azi și mâine, bon, nu? Problema a fost că ei au vrut să mă dea afară în... Nu, au fost și acolo și cred că în 2005, că a fost singura dată când am ratat calificarea la europene. Și... au zis, domne, trebuie alt antrenor, nu știu ce, și a făcut echipa, a făcut o scrisoare la președinte și a zis, dacă îl dăm pe ăsta afară, noi nu mai venim la lot. Ma. Și eu cred că nu sunt mulți antrenori care poate să spună de treaba asta. Și atunci am rămas și atunci am dus la Olimpiadă, totul bine, dar pentru mine a fost, fapta asta a fost, eu eram terminat. Burnout. Și apoi, înainte de asta, adică în paralel cu asta, aveam echipe, am jucat cu Dachau, am și campion, am fost în finala Cupei Campionilor, am fost cu echipele germane, am fost de 5 ori în finala Cupei Campionilor, de 3 ori în finală și de 3 ori în Final Four. Deci nu era așa. Și... ați simțit că meritele vă sunt recunoscute? Eu, în general, adică lăsați ziarul și astea, nu, că acolo astea, scria că ați câștigat un titlu sau, dar în general... Eu niciodată n-am fost pentru... Astea m-au interesat foarte puțin. Pentru mine a fost eu față de mine. Eu aveam ceva în capul meu ce vreau să ajung, să fac și dacă eu făceam, mie mi-ajungea să-mi spun eu că a fost bine. Bineînțeles, când câștigi, toată lumea vine la tine. Plin, după aia, tot, când pierzi, nu mai și e nimeni. Când pierzi, nu mai e nimeni acolo și astea sunt lucrurile cunoscute, dar pentru lucrurile astea trebuie și pentru asta să fii pregătit. Ca să știi, domnule, uite, când e bine, nu poți să ai fundul așa de mare ca să nu intre toți. Nu? Că asta e o zicală. Dar material aveți, adică dumneavoastră degeaba voiați să faceți ceva inovator, jucătorii aveau calitate? Păi, dar eu îi alegeam. Eu mă duceam în toate. Găseați? Păi da, bineînțeles. Găseați. Tu găsești și astăzi jucători. Și vă duceați, erați exact... Păi da, eu făceam mii de kilometri. Noi duceam, de exemplu, noi jucam sâmbătă, meci de campionat, duminică era meci în Italia. O luam pe nevastă mea, ne suiam în mașină, nu cred, mergeam jos, acolo? Eu știu, până la Treviso, până la Modena, până la Milano, ne uitam la meci, câteodată mi-ajungea să văd două seturi. Și zic, hai să mergem. Întorceam și mergeam acasă. Da? Și făceam 1000-1500 de kilometri pentru numai ca să văd un jucător. Deci eu am investit foarte mult în toată treaba asta. Și eu totdeauna am fost în Ungaria, în România, în Cehia. Păi acolo erau deja îmi trimiteau antrenorii jucătorii. Serios? Păi da, bineînțeles. Mă sunau că știau că tot ce pleacă de la Friedrichshafen avea... Erau, când ziceai că tu vii de la Friedrichshafen, se știa că vii de la o echipă bună sau de la Dachau, că atunci deja Dachau și Friedrichshafen erau cele două. Du-te, domnule, du-te acolo, dacă vrei să faci acolo, ceva, te duci vrei acolo și de acolo pleci. La noi scădea în timpul ăsta? Voleu, calitatea voleiului scădea? Sincer, n-am avut contact mult atunci cu România. Nu v-ați mai întors niciodată din 72 până... Eu am mai fost o dată în 76... Aici, n-ați avut probleme? Ați avut cu meciul? Am avut probleme, că am jucat la Constanța, a fost un turneu Cupa Tomis la Constanța și când am intrat în București la Otopeni, m-au arestat, adică m-au ținut la o parte, m-au pus acolo și au zis că nu mă lasă în țară, că nu știu ce, nu știu cum și era, nici nu știu ce zi era. Era numai problema că era deja după masă și nu mai lucra nimeni și până l-au găsit ei pe un general... Dragnea era, se pare. Care era la Consiliul pentru Sport. Și pe ăla l-au ajuns, că era ăsta, Grigorovici, fostul jucător, era antrenorul lotului Germaniei și atunci ne aștepta, nu știu, mi se pare, nu știu cine a fost, Chiriță sau nu știu cine ne aștepta acolo, la aeroport și atunci au început să dea telefoane, nu știu ce, nu știu cum și am stat după 3 ore, acolo am început iar din nou să fumez, că mă lăsasem de fumat. Mamă! Și... ok, am plecat, am ieșit afară și atunci vine meciul România-Germania,
Și ăsta, Țopescu, era comentator. Și acum, zicea, și acum cu numărul 7, echipa Republicii Federale a Germaniei la servici. Nu pot să, da, să nu vă amintească numele. Nu, să nu povestească. Niciodată. Păi au fost fotografia de la, fotografia de la Olimpiadă, acum iară completă, dar după ce am plecat, m-au tăiat pe mine afară și se vedeau numai vârfurile de la picioare. Jos la... Acum e de râs, dar atunci, da, 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 bine, da, acum ce mai așa, da, e, așa este. Familia a avut de suferit, cineva, nu știu, rude, prieten sau băi, de ce n-a spus, da, că urma maica mea, pe maica mea au, în primul rând, geamantanul pe care eu mi-am lăsat tot ce am avut de la Olimpiadă, eu am luat numai un prosop, o pereche de ciorapi cu tricolorul, prosopul cu Olimpia și România, era așa un care l-aveam, ciorapi și tenisii, Asics, că pe vremea aia erau ăștia Tiger, Asics Tiger, și ziceam, bă, ăștia poate nu se găsesc pe acolo, și pe ăștia am luat. Restul am pus totul în geamantan, costumul, tot ce era, am lăsat în geamantan, dar geamantanul ăla a dispărut și atunci a trebuit să plătească, mai că mi-a plătit nu știu câte mii de lei ca să... Să acopere... Să acopere paguba, da? Și așa, așa a fost. Și pe maică mea au pus-o, ea era la, a lucrat la Arta Textilă în Timișoara și era la birou contabilă și după aia au băgat-o în, în producție să lucreze dimineața, noaptea, eu știu, în ture. Dar după, eu știu, 4-5 luni au văzut că nu merge contabilitatea și atunci au pus-o înapoi și s-a terminat. Nu v-a fost greu să știți că aici în țară ați lăsat-o? Păi nu, că eu veniseră, bunicii mei i-am scos, eu am rămas în 72, fratele lui maică mea, el plecase cu nemții în 45. Da? S-a dus, era stat în Germania și după aia s-a dus în Canada. Și la un moment dat am pierdut, cum îi zice numai, contactul. Legătura. Cu el. Și când am venit în Germania, prin Crucea Roșie, l-am depistat. L-ați regăsit, da. El a invitat pe bunicii mei să se ducă în Canada. Acum, bunica mea, viața ei n-a ieșit din Timișoara, nu? Și apoi s-au zburat în Canada și după au stat acolo 3 luni de zile și după aia au venit în Germania. Ei au devenit germani, că au avut toate actele la ei și după aia m-au încetățenit pe mine și maică mea am scos-o în 77 cu Genscher, ăla a intervenit, nu știu ce, da. N-au plătit, că eu eram pe vremea, eram capitanul echipei naționale a Germaniei la volei. Și atunci ai avut puține relații și au scos-o pe maică mea și a venit acolo. Da. Altceva cu familia acolo? Adică vă era greu dumneavoastră ca persoană? Eu lăsând volei un pic deoparte. Nu. Eu am găsit relativ repede contact. Existau românii pe vremea aia pe acolo? Puțin, nu? Da, bărăiesc. Problema este că eu, să fiu sincer, existau români, dar ce mie nu mi-a plăcut este că ăștia tot timpul au zis, mă, asta nu e bine, asta nu e bine, nu le era bine de tot. Și la un moment dat le-am întrebat, dar cine v-a rugat pe voi să veniți aici? Mm-hmm. Mă, tu dacă ești în Germania, ei nu știau să comande o pâine pe nemțește, dar critica o germană. Da, da. Și zic, mă, băiețaș, mai întâi învață limba, învață asta, ca să știi. Și atunci m-am retras, nu m-am mai dus, pentru că eu am vrut să stau în Germania, nu să stau într-o enclavă românească în Germania. Da. Am înțeles. Și eu am fost acolo ca să trăiesc acolo, că asta este țara în care eu trebuie să trăiesc. Eu știu că pe vremea aia nu se bănuia că o să cadă... Da, da. Cortina de fier și asta. 70-80. Da. Deci eram cum de n-ați uitat română? Poftim? Vorbesc serios. Cum de n-ați uitat românește? Păi nu mai vorbesc bine românește. Ei, acum, nu. Da. Eu am avut după aia noroc că a venit ăsta Mihai Pădurețu în 91. A venit, l-am luat la Dachau ca jucător și cu el vorbeam foarte mult românește. Și așa acolo am reușit să țin puțin treaba asta. Dar... Da, începe să meargă mai bine, dar încă nu e... Lăsa. Ca jucător, cum ați fost diferit ca antrenor? Jucători erați coleric, erați țipați, vă enervați? Nu. Sau cum erați? Ați fost liniștit? Nu. Eu n-am fost... Eu, mai ales în Germania eram, în România eram tânăr și țipau alții. Da, nu puteați țipa. Erau alții care erau mai mari. Și în Germania eu însă am fost un jucător care cu echipa mea de țipat, nu, dar eram foarte, foarte sever. Adică sunt anumite lucruri care
nu mergeau. Și dacă faceai altceva, atunci aveai o problemă. Da. Dar nu, de țipat și astea nu prea îmi plăcea mie să țip. Că asta e un argument, dacă țipi... Înseamnă că n-ai argumente, da. Așa este, este cam greu. Deci încercam să... Eu încercam să explic unui om, îi explicam o dată, de două, de trei ori, dar a patra oară nu mai exista. Explicat asta. Da. Ca societate, clar că diferență uriașă între ce era în România, deși să zicem că și pe vremea aia era ok și în România, în 70 și un picuț, comparativ cu ceea ce se găsea în RFG. Începuse, dar da. Era din 71... Dar ca mentalitate de sportiv, pentru că știți de ce vă întreb, este, scuzați-mă o secundă, e un paradox uriaș. Ei erau campioni, urmau să fie campioni mondial la fotbal și așa mai departe, adică aveau niște sporturi la polo, aveau niște sporturi la care erau sus de tot. Ce se întâmpla cu voliu? Adică nu i-a interesat, nu i-a... Nu, voliu era totuși un sport care era după Olimpiadă, noi am avut cu echipe la nivelul la care l-am avut, am avut 4.000-5.000 de spectatori. Da, așa că era un interes, dar după aia nivelul a scăzut tot timpul, adică și după aia când tu vezi și nu s-a mai promovat, adică nu era o promovare, era cam ca aici, cine vine, vine, cine nu vine, nu vine. Era la statutul de amator ca lume, adică așa. Nu profi. Nu, profi, de unde să fie profi? Și eu zic că am fost primul care am început să schimb treburile astea, da? să fac contact cu presă, să vorbim cu ăștia. Și pe vremea aia era încă Süddeutsche Zeitung, știe, da. Erau articole de jumătate de pagină. De care se scria despre volei. Despre volei, da. Acum Süddeutsche Zeitung, dacă scrie o dată pe an sau de o dată de două ori pe an, e foarte mult. Da? Sau scrie undeva într-o parte locală, în partea de München, da. Există vreo explicație? Corect, n-ați mai avut contactul cu... Eu pot să vă spun un singur lucru. De ce mergea bine, foarte bine în Germania? Nemții sunt un popor pe care poți să-l conduci și noi, balcanicii, că mulți între români au avut foarte mult succes, egal, la handball, la polo, la nu știu, au fost buni și sârbii sunt foarte buni acolo pentru că avem un fel, altfel, puțin... un alt fel de a lua oamenii, mai cu o glumă, mai cu nu știu ce, adică avem felul nostru de a fi mai relaxat, mai... Ei nu-l cunosc și atunci tu dacă reușești să faci o combinație între astea două, da? Să-l iei și cu partea lui unde el știe pom, 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 că lucrează la fix și partea aia unde o face cu plăcere, adică să-l gâdele, să mai râdă, facă. Să nu fie. Asta a fost, după părerea mea, așa, dacă mă gândesc acum retrospectiv, a fost marele meu atu că eu totdeauna am știut să fac dintr-o chestie serioasă o chestie mai ușoară, dar cu un fond serios. Am înțeles, da. 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 Și eu am avut poate și talentul ăsta că pe mine nu știau niciodată, totdeauna pentru mine a fost clar că eu pe antrenorii care am avut, îi știam cum vin, cum e bine dispus, e prost dispus, are asta, asta, are asta și asta am zis, asta este trebuie să ai o calitate ca antrenor, jucătorul n-are voie să știe cum ești tu. Da. V-ați adaptat imediat, stilul ăsta este un stil mai rigid, adică vorbim la nivel de societate. Ok, noastră aveați legături cu ceea ce înseamnă cultura germană, știa și limba și așa mai departe, nu era străin. Da. Dar v-ați adaptat, bineînțeles. V-ați adaptat imediat. Bineînțeles. Pentru că dacă știți cum se spune, știu, nu atunci, în 72. Imediat. Știți cum se spune, că domne, românul, exact cum spuneți, caracter latin, mai vrea să danseze mai cu tare. Acum eu am avut și, zic eu, bunicii, o jumătate din familia mea avea totuși, bunicul meu era neamț. Da, de asta zic. Și ăsta m-a învățat disciplină. Da. Adică eu nâcuri am și el am spus. Așa a fost de mic. Eu am fost, așa am fost educat. Am înțeles. Deci, și atunci v-ați dus când ați ajuns acolo. Da. Eu am știut. Pentru că sunt mulți care spun, domne, nu pot să mă obișnuiesc. Nu. Nu pot. Pentru mine n-a fost nicio problemă. Mai ales că după aia am cunoscut-o pe nevastă mea. Și totul am înțeles. Totul am ies după aia. M-am căsătorit în 77 și... Acum, de exemplu, dacă mergeți pe stradă, oamenii de acolo vă recunosc. Nu știu, nu să alegem un oraș așa. Să uitați în München, să spunem. Nu mai. Nu. Nu. A fost un timp cât am fost în München și când mai erau
că era poză în ziare, da. Și nu știu ce, dar acum... La ei a scăzut și la ei... Oleu nu mai există. Nu contează, nu există. Serios? Da. Există ca sport, deci, dar în medial, din punct de vedere, în televiziune nu este, numai pe internet... Da. În ziar nu există voleiul. Există o explicație. Există. Asta nu ne încălzește pe noi, că știți cum am putea să... Eu sunt foarte clar. Voleiul face tot ce e posibil ca să se distrugă, să se autodistrugă. Și noi, în Germania? Dar în toată, nu, voleiul, în general. Atare. Tu dacă o uiți, astăzi întrebi pe cineva, domnule, spune-mi, te rog, criteriile de calificare pentru Jocurile Olimpice. Nu știe nimeni. Și atunci tu crezi că un jurnalist își face capul să ducă să studieze, să vadă, zice, ce voleu, mi se rupe de el. Da? Voleu a schimbat regulile. Voleu, noi am schimbat cum se juca până la 15, am schimbat asta. Am schimbat tot ce era de schimbat. Ca să devină ca să vedem un sport interesant. Da. Și ce s-a întâmplat? Nimic. Ce a schimbat? Fotbalul, ce a schimbat? Handbalul, ce a schimbat? Basketul? Nimic. Basketul poate aruncătura de la nu știu, 3 metri. Știți, acum dați un pic apă la moare, oamenii. Păi dacă nici în Germania nu mai merge, în România sau în alte țări. Păi merge voleiul în Germania, dar voleiul din Germania, pe vremea de când eram la Friedrichshafen și la Dachau, câștigau jucători foarte bine. Astăzi avem iarăși jucători care câștigă 500 de euro pe lună, care joacă acolo, studenți, hobby. Și atunci, de unde demotivați? Ce este acum, ce am făcut iarăși eu, care a plecat de la mine, că am luat jucători tineri și i-am dus în străinătate, și acum ăștia care cât de cât mai cresc și au mai jucat la lot, joacă în Polonia, joacă în Franța, ies din țară. Da. Dar asta s-a spus tot timpul despre dumneavoastră, că ați luat jucători tineri și ați avut grijă de ei. Da. A fost așa ca un leitmotiv? Bineînțeles, pentru că acolo eu, dacă îi zic la unul de 30 de ani sau 35 de ani să facă nu știu ce, eu trebuie atâta să vorbesc cu el. Și dacă nu vrea... Păi și nu riscați mult, nu mai bine luați unul de... Întreb de 26-27 cu experiență decât să vă chinuiți în ghilimele cu un copil de 18 ani. Eu n-am făcut numai tineri. Eu am luat, totdeauna am căutat 1-2 bătrâni. Un mix. Un mix care un să mix. Fie, dar ăla trebuie să aibă un caracter, ăla trebuie să fie un jucător care știe că el trebuie să ajute la creștere era unui jucător tânăr. Corect. Există treaba asta în volei? Adică e cum e la echipa de fotbal, că te ia cineva sub aripă? Dom'le, ăla păi bătrân sub aripă, cu experiență... Dar tu trebuie să ai fi... Nu te ia sub aripă, dar ăla știe, ăla, prin felul lui de a fi, ăla nu trebuie să spună nimic, ăla trebuie numai să se comporte ca atare. Înțeles, da, un lider, un vestiar, da. Sau unde... peste tot, adică să ai o comportare care să... Zică, dă, mă, ăsta și eu mă uit la el și zic, bă, n-am cum să greșesc, că nici el nu greșește, nici el nu este seara la băutură, el se antrenează de 5 ori pe săptămână și așa mai departe. Ăștia mai există astăzi? Dacă îi cauți, găsești. Bun asta. Perfect. Și acum eu iarăși vin și răsucesc cuțitul în rană, nu vreau să fac treaba asta, dar pe vremea noastră inclusiv a spus că, domnule, eu mă duceam în Germania să caut jucători și vă duceați câte ori. Asta se întâmpla și în România la nivel mai mic. Venea profesorul de sport din liceul cu tare și spunea, băi, am văzut unul că e așa, unul așa, unul corect, și vă suna pe dumneavoastră care erați la Federația Română de Volei, suna un prieten de la Federația Română de Box și unul de la canotaj. Băi, veniți încoacă la mine la liceu, sunt 3 copii de 14-15 în care promit. Lucrul ăsta a murit în România cu foarte mici excepții. Cu, da? Cu foarte mici. Desăvârșire. Mai există nebuni, cum spun, nebunii frumoși, da? Care se mai duc. Îl vede pe ăla Bondoc, că ăsta e de box. Uh-huh. I se spune că are 5 frați acasă și n-au ce mânca și haibă că îl iau eu cum era pe atunci. Da. Ăla cu umărul mai așa, și așa mai departe. Dacă oamenii aceștia nu mai sunt și clar nu mai sunt, noi de unde mai avem baza de selecție? De unde mai avem ce să aducem? Că nu se mai duce un nebun precum Oculescu, mă iertați, 1000 de kilometri să-l găsească pe unul la satul mare. Așa și atunci, de unde? Cum? Problema e următoarea. Eu cred că antrenorul român în România nu valorează prea mult. Corect. Corect. Da, aveți perfectă dreptate. Eu văd că în orice sport. Sunt câțiva. Nu numai în volei. Acum eu nu discutăm de volei. Nu pot să vorbesc, dar vorbesc de volei. Că în volei sunt mulți antrenori străini aici care câștigă bani buni, dar dacă un român ar lua același post, nu câștigă banii ăștia. Corect. Da. Deci înseamnă că eu, ca român, ca club din România, îl tai pe român.
Da, nu-i recunosc valoarea, nu-i... Da. Dar nu că nu-i recunosc valoarea, dar din start are un start mai prost. El da. Merge cu 5 pleacă metri... cu handicap. El pleacă cu handicap. El pleacă cu handicap. Și handicapul lui este numai că este român. Da. În România. Da. Asta e tare. Păi asta este. Da. Asta este părerea mea. Da. Al doilea lucru care eu îl văd, antrenorul român, eu acum am fost de vreo câteva ori aici și am mai făcut niște prezentații, nu știu ce, și după aia aud de multe ori când zici, bă, pe asta am făcut și eu. Și nu mi-a ieșit sau cu ce a venit. Și atunci zic, dacă tu ai făcut treaba asta, atunci tu trebuia să-ți iasă. Că astea sunt lucruri elementare. Deci, zic eu, când am ieșit din România pe vremea aia, am încercat să fac antrenamente românești și mi-am dat seama că nu este bine. Singurul antrenor bun pe care l-am avut a fost Drăgan ca antrenor, ca concepție. Da. De la asta am învățat ceva, dar eu după aia am început să umblu. Să văd acolo. Ați furat cum se zice. Eu m-am dus și atunci am zis, unde e voleiul bun la ora actuală? În Franța, în Italia. În Italia. Deci, mă duceam acolo să văd. Ce face ăla? Ce face ăla? Cum e ăla? Mă duceam la antrenorul ăla, că pe vremea aia nu mă cunoștea. Și îl întrebam. Și îl întrebam prostii. Că după aia știind că îl întreb o prostie, eram curios ce-mi răspunde. Și atunci îmi dădeam seama, e unul care știe ceva sau e unul care... La gargară. Am învățat italiană ca să mă duc în Italia. Serios, da. Bineînțeles, da. Ca să înțelegeți. Da, ca da. Să înțeleg. Ca și să puteți vorbi, să dialogați. Așa. Și acum când mă duc în Italia, mă prezintă oamenii și acum la 74 de ani mă știe în Italia. Înainte, da. Mă știu în Italia, dar nu mă știu, eu știu, în Germania nu mă mai știu așa cum mă știu în Italia sau în Franța sau eu știu unde. Da. Diferență mare între ceea ce înseamnă o echipă națională și o echipă de club? Bineînțeles. Bineînțeles. Ei, vedeți odată la la echipa națională, tu poți să ți le alegi dacă ai de unde da. Alege, da? Are avantajul că poți să ți alegi dacă ai, de exemplu, în țările mari unde sunt mulți jucători, îți alegi pe cei mai buni și atunci e mai ușor. Echipa de club are marele avantaj că fiind tot timpul cu ei și eu ce am făcut în Germania, am făcut o combinație clubul și naționala, așa că am avut jucătorii 12 luni. La mine, că erau tot timpul 6-7 jucători, 8 jucători de-ai mei. Da. Da. Și asta a fost un avantaj foarte mare, da. Dar trebuie să ți-l crești avantajul ăsta. Clubul e diferit cum lucrezi, că ai un proiect mai lung. Acum, la ora actuală, la o națională, e foarte greu de lucrat, pentru că au atâtea competiții și ei sunt tot timpul pe jucate. Adică un antrenament, așa cum era pe vremea noastră, noi aveam, eu știu, un turneu la Bratislava, unul la Leipzig, unul nu știu unde și erau europenele. Și în timp, celelalte timpuri, cantonamente până ți ieșea pe gură. La Predeal, la Mamaia, la nu știu unde și ne te rupea acolo la Clăbucet, acolo alergam de tâmpiți, sus, munte, sus, munte, jos și degeaba. Folosea treaba asta, adică să era... A fost numai o chestie de voință. Eu și acum zic că asta a fost cea mai mare prostie ce se putea face pentru volei. Pentru că noi acolo stăteam o lună la Clăbucet și alergam sub telefericul ăla de ne ieșea pe gât și nu jucam volei. Alergătura. Am venit înapoi, nu mai făceam aici și până intrai în volei, o lună să intri din nou ca să știi să joci volei, se termina treaba de la Clăbucet. Deci a fost niște lucruri fără negândite până la... Dar pe vremea aia așa se făcea, nu? Era același ca și cu... Da, era ok rupistul ăsta și... Alte vremuri și problema atunci, voleiul l-au îmbunătățit și l-au dezvoltat țările de vest. Au venit americanii, o idee, au venit italienii, au venit ăștia și ăștia au schimbat voleiul. Nu partea asta. Estul avea avantajul că noi ne antrenam foarte mult și de aia aveam avantajul față de țările din vest. Cantitate. Da. La un moment dat când ăștia au început să bage calitate, a devenit problematică treaba.
Ce pot să simtă diferența. Acolo, atunci a căzut, la un moment dat, nu mai era nimeni din și atunci primii care au crescut au fost polonezii, pentru că polonezii au avut marele avantaj pe polonezi. Polonezii au lăsat să iasă afară jucătorilor. Și ăștia s-au întors și au adus know-how în țară. Da. Uite ce facem noi la echipa și de club. Și România a fost singura națiune care nu le-a dat drumul să iasă. Aveau Drăgan și ăștia aveau toți contracte să poată să iasă. Nu le dădeau voie să iasă afară. Și atunci am rămas în sosul nostru. În... Corect. Bun, dar ne știam ciorbă, doar noi. Da. Noi mâncam tot timpul ciorbă țărănească. Da. Când v-a sunat, cum v-a sunat pentru federație? Pentru ca să veniți să fiți antrenorul echipei naționale? Ați primit un telefon sau cum s-a întâmplat? De asta erați în Germania. Nu, ne-am întâlnit cu Gigi Vișan. Așa. Atunci. Și am stat de vorbă, nu știu ce, și el a vrut să vin acolo ca antrenor. Asta a fost ideea lui Gigi. Și... Știați că va fi o diferență mare între ceea ce era, adică nu ați venit în necunoscut. Dar asta era un challenge, o provocare, să zici, faci asta, da. Și mi-a făcut plăcere și vă spun, ăștia 2 ani care am fost acolo, am avut tot timpul cantonament la Constanța. Deci după atâția ani de Germania, noastră spuneți că acești 2 ani au fost foarte frumoși, pentru că în Germania au fost muncă foarte grea. Muncă foarte grea. Hai, și aici era mai puțină sau cum? Sau era... Adică aici, de ce? Aici eu deja, când am ajuns aici, deja eu eram antrenor. Da, de top. Nu mai aveam. De top. Da, nu numai de top, dar. Da, și era... nu mai existau secrete, adică nu mai avea ce să mai învățați. Și cam da. Bine de învățat ai totdeauna, dar mi-a făcut mare plăcere pentru că a fost, jucătorii au vrut foarte mult să învețe. Asta vreau să vă întreb, voiau? Asta vreau. Știau și eu, toată lumea mi-a zis mie că ăștia sunt puturoși, că nu vor, că nu știu. Da, și deci... copiii ăștia au stat în, băieții ăștia au stat în sală nu 2 ore, 2 ore jumate. Noi ne-am antrenat 5 ore pe zi. Știau acolo. Știau cine sunteți? Da, bineînțeles. Știau. Da, da. Pentru că contează enorm treaba asta. Au știut, bineînțeles. Adică vin mari sportivi care spun că copilași mici vin la antrenamente și vor să se apuce de gimnastică pentru că părinții le-au spus vei fi antrenat de Marian Drăgulescu. Așa este. Așa este. Contează lucrul ăsta. Exact cum spuneați noastră și eu vin și zic, mamă, păi cum să nu fac când îmi spune? Așa este. Și atunci tu trebuie să următorul lucru și mai ales când un jucător își dă seama că nu-i zici prostii. Și că el da, chiar dacă tu nu trebuie iese să găsești el... pentru un jucător ca să fie la mâna ta, trebuie să-i găsești un bonus, el trebuie să aibă ceva, un plus, adică trebuie să-l înveți ceva, el trebuie să simtă că dacă el lucrează cu tine, el devine mai bun. Corect, și trage chiar dacă nu și iese. Și atunci asta este singurul fel de a-l convinge un jucător să te asculte. El trebuie să își dea seama că ăsta, am făcut ce mi-a zis ăsta și e mai bine. Înțelegi? Bun, dar dumneavoastră ați venit în țară ca o provocare, pentru că știți cum se spune, vin să dau înapoi ceea ce mi-a dat voleiul mie. Da, ce v-a dăduse voleiul până la 72? Voleiul mi-a dat mie, cum zice, baza existenței mele în Germania. Perfect, și iarăși sunt rău acum și vin și vă spun, dumneavoastră ați venit dintr-un sistem care funcționa, nu vorbim de volei, haideți să luăm toate sporturile. Mari atleți, mari antrenori au zis, domnule, vreau să dau înapoi ceea ce am primit eu aici. Că e volei, că e polo, că e... Da? Și veniți aici și vă loviți de un sistem care nu merge, care nu funcționează. Noi astăzi știți treaba asta. Da. Că doar nu, adică nu veniți aici să credeți că... Să fiu sincer, primii doi ani au fost ok. Cum am vrut, asta am primit. Vișan a făcut tot ce era... De-aia v-a și adus, că știa că o să aveți anumite cerințe, bănuiesc, da, nu? Cerințe n-au fost multe. Eu am vrut numai jucătorii să stea într-un hotel ca lumea, să aibă mâncare ca lumea. Condițiile. Să fie condițiile cât de cât să fie, da, ok. Sala de la Constanța a fost ok. Câteodată a fost greu pentru că era foarte cald și nu era... Aer condiționat. Sau mai deschidea mușa, da, mai se făcea curent. Se mai făcea. Deci astea le făceam. În al treilea an am început puțin niște jocuri. Că da. Nu știu ce, nu știu cum. Românisme. Și atunci am zis, ok, fraților, am plecat. Cu mine, eu n-am... Cu mine nu se fac treburile astea. N-au făcut nemții, n-au făcut... Adică vă ies bubițe pe dumneavoastră când vedeți că românismele. Așa este. Da, vă iritați. Așa este. Și atunci zic, mă, fraților... Pentru învățați cu un sistem, eu totdeauna am avut libertatea pentru mine să fac ce vreau eu. Corect. Și dacă ceva nu mi-a plăcut, am plecat. Și dacă ceva nu este în ordine, unde zic eu că nu este în ordine, că eu nu pot să am succes cu treaba asta, adică sunt...
atunci pentru mine se termină treaba și mă duc altundeva, că pe mine mă vor oamenii, nu e așa că nu mă... Corect. Eu acum nu mai mă duc niciunde, că nu mai, că sare nevastă mea în cap. Da? Săraca de ea. Păi da, dar eu fi ajuns și dumneai, da. Dar vin și vă contrazic un pic, cu dumneavoastră 74 sunteți doriți, domnul Mircea Lucescu bate în 80, 78 și în fiecare zi este o știre unde se duce Mircea Lucescu. Acceptă Dinamo, se duce acolo. Deci nu mi-am luat perie nouă. Problema e... Nu mi-am luat perie nouă, dar faceți ceva bine dacă la 70 ceva de ani omul sună, nu? Întrebați-i pe jucătorii ăștia care am avut, care am acum aici, bun, pe românașii noștri, da, să vă zică. Îi întreb, că eu l-am scos atunci pe Olteanu, că avea 19 ani, l-am scos pe Gontariu, l-am scos... Care au ajuns... Nu, și au ajuns jucători mari, buni, mari, tot, mari. A Ciobăniței l-am scos la 18 ani sau la câți ani a avut el acolo, da? Deci, asta a fost totuși un fel de a da... Că eu și eu am știut că eu sigur nu ajungeam ce sunt acolo dacă rămâneam aici. Clar. Sigur. Pentru că acolo eu a trebuit să mă dovedesc. Asta a fost pentru mine. Mă, eu vreau să fiu cel mai bun. Bun. Perfect. Și după o anumită perioadă de timp, la Dinamo București, echipă din România, unde, nu comentez că nu cunosc, dar, bă, e România și acolo sunt probleme, birocrație și așa mai departe, vine un Moculescu la volei și un Xavi Pascual la handbal. Care e explicația? Eu nu știu la Pascual care e explicația acolo. S-a dus Ionuț Popa, președintele, la el acasă, în Spania. Da, da. Și a zis, vrem să facem la Dinamo ceva de valoare. Mai bine, la mine n-a venit. N-a venit. Și omul i-a spus, băi, nu vreau să te superi pe mine, dar eu am 10 ani la Barcelona, da, dintre care 9 titluri, da, plus cupe europene și așa mai departe. Vrei să vin în București la Dinamo? Cu tot respectul, a întrebat om. Și a zis da. Și a venit. Și cu foarte mici excepții a ieșit lucru aici. Deci omul sfințește locul, chiar dacă locul ăla nu e atât de senzațional pentru dezvoltarea unei performanțe. Mm-hmm. Da. A venit că în sală la Dinamo. Da. Adică nu vorbim, domnule, i s-a construit a doua zi o polivalentă cu 30.000 de locuri. Tot gura de metrou de Ștefan Cel. Cred că a avut totuși un alt start decât l-am eu cu voleu aici. Asta. Dar și la dumneavoastră, dacă are răbdare cineva, și dumneavoastră să aveți răbdare în primul rând, se poate face? Nu știu, să ne auzim peste 2 ani? Nu știu. Să fiu sincer, nu pot să vă răspund la această întrebare. Pentru că și acum... Cum a scârțuit, este, da, a scârțuit ca să scârție. Și, da, alta, și atunci... Răbdarea... Nu pot... Că și acum am 20 de titluri cu nu știu câte echipe, da, și am câștigat Universiada și am fost la Olimpiadă și am câștigat Cupa Campionilor. Deci, bun, e așa că n-am titluri, da? Și eu am câștigat cu fiecare echipă care am antrenat-o, am câștigat un titlu. Dar startul meu nu pot să-l compar cu startul lui Pascual la handbal. Haideți să luăm cuvântul răbdare. Răbdarea asta trebuie să o aveți dumneavoastră în primul rând. Păi da, dar răbdarea trebuie făcută, bazează pe un fapt că tu vezi că undeva poți să ajungi undeva și pentru a ajunge undeva ai răbdare. În momentul de față pentru mine nu se cristalizează situația așa că ar face sens să am răbdare. Am înțeles ce spuneți, da. Că dacă aș ști că ajungeți acolo, da, dacă aș fi ști dispus, că am, ați fi dispus dacă să aveți... Dacă aș ști că am situația, ok, am ajutorul pe care nu trebuie nivelul lui handbal, dar să am cât de cât un ajutor, atunci este un alt, suntem la un alt punct. Bun, dar aveți un microb în noastră care vă atacă, da, pentru că altfel v-ați duce acasă. Microbul următor este, acum eu am 74 de ani și nu mai am atâția ani ca să țină microbul, da? Bun, deci eu mai dar de ce nu stați acasă? Eu v-am spus de ce aveți, nu stau acasă. Nu? Nu am venit aici, a fost o chestie emoțională cu Bogdan și cu Gontariu. Bun, eu cu care ați funcționat în... Cu ăștia trei am avut 2-3 ani foarte frumoși în Friedrichshafen. Stop! În altă țară i-ați avut în Germania. Da, dar ei au rămas aceiași oameni. Corect. Nu așa că... Bun. Și ați crezut că modulul ăsta luat din Germania, da, și adus aici? Și problema mea, să zic eu așa, a fost că la Dinamo, dacă vis, se face ceva. Oamenii vor să facă ceva. Bun. Plus, e o chestie bună. Venind aici și văzând toată treaba asta, anumite, da, s-au schimbat, da, anumite impresii. N-a mai fost, impresii. Nu s-a mai făcut socoteala, dar acasă nu s-a potrivit cu aia de la piață. Nici, nu chiar așa, da, chiar așa. Și atunci, bun, aștepți, zici, domne, ai preluat un lot
care a fost greșeala mea. Fiu sincer, treaba asta e emoțională. Am preluat un lot care era deja făcut. De asta toți antrenorii se tem să ia pe parcurs o echipă, nu? În orice disciplină. Este, așa da, este. Domnule, aștept să termine și iau în vară. Sau... Da, și atunci asta, lotul ăsta de 9 jucători care erau fix deja și nu mai e mult unde poți să... ce poți să mai faci. Da, să și mai atunci, pe baza, pe parcursul timpului, și jucătorii care în vară, sfârșitul verii, nu mai găsești jucători de valoare. Și atunci s-au mai întâmplat anumite lucruri care, zic eu, n-au mai dat, cum zice, n-au mai, nu mai m-au făcut să îmi pară mie că e interesul foarte mare pentru a duce Bolius. Perfect. Și de ce nu vă lăsați? Pentru că aveți microbul ăsta, nu? Adică, exact cum a spus dumneavoastră, la... Ușor. Domnul Oculescu, a, încă nu, să nu mă duc departe, nu? Da. Nu, acum serios vorbind, la experiența noastră și la titlurile pe care le aveți, ați putea oricând spune stop. O strângere de mână, o strângere de mână, o semnătură și o zi plăcută. Da. Cum ziceți noastră, au Wiedersehen. Au Wiedersehen. Da? Da. Și ați plecat. Da. N-ar fi o problemă. Nu. N-ar fi o problemă. Dar cu toate acestea, bun, să nu mă avânt prea mult, dar... Cel puțin acum, mergeți în continuare, da? Mergeți, luptați. În momentul de față, da. Bun. De ce? Înseamnă, credeți în ceva. Dacă sunt aici, eu îmi fac treaba. Ați stabilit... Atâta timp cât sunt aici... Bun, nu vă ucei de la Dinamo acum, v-a stabilit dumneavoastră, pentru dumneavoastră, un țel? Nu vă aud. Da. Cât de sus? Eu totdeauna am vrut să câștig. Corect. Sub asta. Meciul de mâine, meciul de peste o săptămână. Și la sfârșit un titlu vreau să câștig, da, asta ar fi fost ceva ce mi-ar fi făcut mare plăcere. E realizabil? Greu. Foarte greu. Vedeți că rămâne înregistrat. Glumim acum. Bun, deci realizabil, dar greu. Foarte. Celelalte echipe cu care vă duelați, cum sunt comparativ cu Dinamo? Adică din ce simțiți dumneavoastră? Că nu sunteți în curte la Steaua sau la... Zic că echipele, nivelul este foarte bun în România. Să fiu sincer, și peste așteptările pe care le aveam. Adică știam că s-au crescut mult, toate echipele s-au mulțit, dar și echipe cum e, de exemplu, Brașov, Craiova, până și Constanța, am pierdut noi 3-0 acolo, dar asta e altă treabă, în altă ordine de idei. Da, Rapidul... și Dinamo. Problema acestei echipe aici este că nu este omogenă. Înțelegi? Acum nu vreau să intru în detalii. Nu, că chiar totul... nepricepându-mă, nu. Și asta este chestie de bucătăria dumneavoastră. Și asta o lăsăm așa cum, da. Cum cu... Bun, deci greu, dar se poate. Nivelul nostru, nu suntem pierduți de tot, adică nu suntem în comă. Nu. Bun. Nu. Am avut și bomba asta cu cât a fost, acum 2-3 luni, că am bătut Franța, nu? Foarte bun rezultat. N-am știut nici să o citim măcar. Am zis, bă, sigur e la volei? Da, nu. Sigur s-a întâmplat, rezultat, ok. Un rezultat foarte bun și pe baza asta a trebuit continuat acum toată... Avem și un antrenor care a fost aici invitat, da? Și cu care ne mândrim că mai câștigă niște trofee internaționale. Da? Gianni. Pe care noi nu prea îl băgăm în seamă. Păi, haideți să discutăm cistic. Când s-a mai scris de volei? Când a venit Moculescu la Dinamo, interviu prin Gazeta Sporturilor, corect? Da. Când am bătut Franța? Da. Și când Gianni Creț a luat un titlu? Da. Bă, cine mă, cum îl cheamă? Aș capul la Dinamo, parcă, sau ceva. În rest, când s-a mai scris? Asta nu știu, că eu nu citesc. Nu, când s-a mai scris? Astea, da, și adică... Când s-a mai scris? Pentru că neavând nici rezultate, neavând nici ceea ce spuneați dumneavoastră lideri, adică să iei unul de acolo să-l scoți. Voi facem interviu cu liderul echipei naționale de volei, care clar că există, dar pentru publicul larg, nefiind rezultate, cupele Europa. A, știți, nu, am greșit. Scuze, și a fost și aici. Știți când Alexia Căruțașu s-a dus și a semnat cu turci. Turci, da. Da? Fată de 16 ani, iată cea mai tânără și așa mai departe. Bun, dar le numărăm pe degetele de la o mână, știrile de volei. Da? Nu, n-am găsit 5. Așa sunt este. 4 până acum. Da. Și atunci e nevoie ca să se vorbească despre treaba asta, nu? Să vină copiii la sală. Da? Să aveți o bază din care să faceți selecția, că exact cum a spus dumneavoastră, bun, luați și creșteți tineri, dar dacă ei nu vin,
Și în Germania se întâmplă la fel, adică a dispărut interesul ăsta și pe ei aduc copii, părinții cu mașina până în fața sălii? Întreb, nu știu. Este. Deci la fel. Da, da. Nu e nicio. Că noastră băgați tramvai, troleibuz, bucureștenii băgau metrou, se duceau la antrenamente, ploua, ningea și așa mai departe. Deci acolo s-a schimbat. Da. Tot la fel, a dus până acele, în față. Problemele sunt peste tot aceleași. A Bun. Crescut nivelul de trai, oamenii devin mai comozi, oamenii... Și pe ei omoară telefonul mobil, pe copii, adică da, și... Nu întreb foarte... Nu chiar așa de mult ca în România. Bun, domnul Moculescu, și copii... Văd eu pe stradă că... Trec pe acolo pe stradă și ei pe trecere de pieton cu ochii în telefon? Da. De exemplu, un volebalist a trecut și a pus alea în urechi, a trecut calea ferată și a venit trenul și era chiar într-o conversație cu prietenul lui acolo și a făcut puf și au fi de zen. Deci asta este peste tot, asta este o problemă. Acum încep suedezii și ăștia să gândească să interzică telefoanele în, da, în, la școală, da, și în asta și asta. Dar bineînțeles, dar acum dacă eu ca om de 74 de ani vin și explic unul, el zice, bă, ăsta bătrânul, ce mi-explică el mie? Nepoții mei, i-am în, ăștia are 15 ani, 16 ani. Mulți înainte. Ce le faceți? Cel mai mare. Ce le faceți? Îi certați? Ce le faceți? Îi explic care-i treaba și tata lor are pe computer, are niște programe unde știe. Tu asta trebuie să faci. Și dacă nu faci, atunci discută cu el. Deci, da, cu problema aici la noi este că nu există cuvântul nu pentru un copil. Toți copiii au voie să facă tot ce e și atunci dacă au voie să facă până la 8 ani și la școală, și după aia vine viața. Și intră viața normală. Trebuie să duci la lucru și acolo o să auzi nu. Și atunci imediat au un burnout sau sunt... Asta este și problema sportivilor. Noastră ați pățit lucrul ăsta. Până la 35 de ani sportivul stă într-o bulă. Da. Când ați ieșit din bula aia și ați intrat în viața reală, v-ați lovit? Eu am avut totdeauna viață reală. Eu de când am ieșit... Dar înțelege ce zic. Știți eu înțeleg, eu înțeleg. Bine, acum zic eu, volebaliștii nu prea sunt ei, că ei trebuie, vrând nevrând, trebuie să se gândească la viitor ce să facă. Ce fac când m-am lăsat. Acum eu zic, un fotbalist, bănuiesc că ăla e într-o bulă, ăla nu știe ce să facă, că câștigă atâția bani, face totul. Cu ăla sunt de acord. Da? Dar un volebalist... n-are timp să stea în bulă prea mult, că dacă stă în bulă, atunci schimbăm litera de-a față și se termină, da? Trăiește un volebalist în România, se poate trăi? Poate avea un trai civilizat? Foarte bine. Poate avea foarte un trai bine, civilizat. Da, foarte bine. Deci un fotbalist, nu dăm de echipe ca să nu se interpreteze. Un volebalist de primă divizie din România trăiește foarte bine. Poate să trăiască, poate să mai spună și un ban la o parte, dar nu poate să trăiască pentru toată viața. Bun. Asta e clar. Dar el are, să zic eu așa, dacă unul se lasă acum de volei, care a fost un jucător bun, el poate să-și aibă, are o fază de asta de 5-6 ani sau 4-5 ani unde ar putea să-și reseteze viața, da? Să câștige. Deci se câștigă bani, ok. Mai avem jucători care merg în străinătate? Păi acum e unul, ăsta, Rață, a plecat în Rusia. Asta este un lucru ajutător pentru un antrenor de echipă națională? Da, bineînțeles. Că vine cu altceva de pe acolo, cu alt sistem, cu ce am mai învățat și așa mai departe. Bineînțeles. Sunteți partizanul unei echipe de străini sau de români? Sau un mix? Sau cum? La echipă de club vorbim. La mixt. Tot timpul mixt. Și noi avem o problemă aici în țară. Eu sunt... contra acestei, cum zice, că trebuie să stea doi români în teren. În teren. Ce se întâmplă cu stau doi români în teren? Noi avem la ora actuală în toată România 6 extreme. Bun. Secunzi. Bun. Da. Da. Ăștia 6 extreme sunt împățite pe 6 echipe care au bani. Corect. Nu? Da. Deci licitația e în sus. Acum ce se întâmplă? Eu trebuie, în primul rând, ca să am o echipă bună, competitivă, da, trebuie să iau români. Da, că sunt ăștia... Și atunci trebuie să-i plătesc peste ca valoarea să lor. Peste valoarea lor. Deci nu sunteți de acord? Eu nu sunt de acord cu asta, pentru că îmi explică mie, Italia, același lucru. Italia ia tot timpul centralii acolo. Da. Câștigă o zdroaie de bani, dar tu numai cu centrali nu câștigi o echipă, nu poți să câștigi nimic. Perfect. Deci ce trebuie? Un ridicător. Italienii au un ridicător, un secund și n-au fals.
Și ca antrenor de echipă, de, vă numește mâine, domnule, antrenorul echipei naționale de volei masculin a României. Da. Nu mâine, peste, când terminați contractul cu Dinamo. Da. Domnule, bun, și trebuie să faceți o echipă competitivă, cum ați spune asta, da? Și nu-i aveți pe românii ăștia. Păi atunci, ce să fac? Da. Și atunci ne putem... Păi ar trebui, eu, primul lucru care l-aș face, aș scoate legea asta afară, ori să o facă altfel. Să zică, domnule, mie îmi trebuie 6 români în teren, 6 români în lot. În lot, și atunci trebuie să ai de toate pozițiile. Deci trebuie să ai secundă, dar vedeți că ușor, ușor legea, regula asta intră pe la toate discipline, că și la fotbal trebuie să ai la o echipă din prima divizie 1 sub 21, dar să fie român, și la ăia și așa mai departe. Da. Este cum zice numai, asta are două tăișuri. Da, lama sunt, cu două tăișuri. Sunt de acord. Problema este că nu avem și oameni, antrenori, ar putea să aibă, de exemplu, zic eu, o echipă de locul 6, 7, 8, nu știu care. Orică ești pe 7, orică ești pe 8, orică ești pe 9. Nu interesează pe nimeni. Corect. Deci tu aici, eu dacă aș fi un antrenor la o echipă din asta, aș încerca să iau numai români. Să cresc. Da. Jucătorii ăștia. Faceți un grup să... Ok. Dar însă, prin treaba asta cu ăștia doi care trebuie să stea în teren, problema este că eu pentru rest trebuie să iau străini. Și atunci pot să iau străini mai ieftin decât un român. Da. Atunci îl iau. Nu. Orgoliul meu totdeauna a fost, când am fost în Germania, să am cât mai mulți nemți. Jucători germani. Nemți. Jucători germani în mână, și atunci pe ăștia care erau într-adevăr un jucător bun, cum a fost José João sau nu știu care, care erau lideri, ăștia erau un străin. Și atunci ei creșteam pe lângă ei să învețe. Da. Eu cu două tăjuri, sunt un mare fan să nu fie reglementate toate treburile astea. Deci să nu existe ceva scris cu, cu obligativitate. Eu pot să-mi permit treaba asta când sunt în Polonia, pentru că Polonia este sportul numărul 1 în Polonia. Și acolo și atunci, au atâția jucători care... Da, că poate să adune o echipă națională. 5 echipe naționale fac ăștia și au jucători care, zic eu, dacă mă duc astăzi în divizia 3-a în Polonia, iau jucătorii așa joacă aici în divizia 1-a. Am înțeles. Înțelegi? Da. Singura țară unde zic eu, ok, a făcut... Știți de ce vă întreb? Da. Exact cum spuneți, e lama cu două tăișuri. Discutăm pe partea stângă de un antrenor al echipei naționale, indiferent de ce sport, care trebuie să facă o echipă competitivă din niște jucători care nu evoluează, că ei nu evoluează, românii, da? Și în partea asta altă sunteți patron de club. Și patrona de club spune, eu în 2 ani de zile vreau să ajung în cupele europene. Aduc străini. Pentru, ok, sunt mai de calitate, nu-i aduc pe ăia care au jucat în NBA, dar aduc pe unii cu tare. Și în 2 ani de zile Clujul ajunge să bată deținătoarea de Eurocup pe Gran Canaria la ei acasă și se califică în sferturi și în optim și așa mai departe. Foarte corect? Bine. Eu ca patron de club sau cel care bagă bani, neapărat patronul, sunt bucuros că ăsta e obiectivul meu. Foarte bine. Dar de la echipa aceea iau cu greu jucători la echipa națională, că nu sunt care joacă, sau joacă un minut, un minut jumate, îi bagă și pe ăla să mai odihnească în altul. Da. Corect? Ok. Și atunci este, și atunci noi venim și spunem dar așa câte tot... echipe sunt ca și Clujul? Păi două, și trei. Și restul ce face? Au loc să crească. Să crească români. Da. Corect. Așa este. Nu? Că nu fiecare om conduce un Maserati. Știți bancul ăla cu domnule, zice, cu ăla de lasă cu Dacia geamul jos și îl întreabă pe ăla, domnule, zice, să cumpără Maserati astea, merge ca lumea, că am văzut că nu o prea folosește lumea. Știți? Da. Unul cu Ferrari, cam știți? Cam așa. Zice, da. Domnule, merge, ok? Da, merge, și ăla okay, zice, da. N-ai probleme. La cap, n-ai probleme cu ea. Ăla. Că am văzut că nu prea să ia și de-aia întrebam, știți? Da. Exact așa și aici. Pentru că, uitați, avem niște, nu suntem morți total, pentru că noi ne-am obișnuit să spunem, domnule, nu putem să concurăm cu nimeni la nimic. Nu, e adevărat. Cu nimeni la nimic. Și vine un exemplu ca cei de la BT, Cluj-Napoca la basket. O ceva gândit, nu sunt PR-ul lor, dar din afară cum se vede, ceva gândit pe termen lung. Da. În România nu mai există chestia asta. Dom'le, băgăm azi banii, poi mine poți să-mi iei Liga Campionilor? Păi nu, că n-am cum nu. Pe termen lung, care a funcționat și care dă roade. Da? Dinamo la handbal. Dom'le, nu vine a doua zi Xavi Pascual, el a antrenat pe băieții de la Barcelona și mâine dimineață o să fiți în Final Four. Dar așa bați un Sporting, PSG-ul a venit cu avion privat, echipa de handbal. Da. Da?
Bine. E foarte greu să... E ok. E foarte greu să te bați cu dar ei. Nu este, dar nu este, asta nu este, ok, vin ăștia cu avionul privat, dar... Știu ce o să spuneți, că nu pilotul intră pe teren sau ceva, dar totuși îți dă un standard, îți dă o anumită... Bineînțeles, bineînțeles. Îți dă o greutate. Și merge cu avionul da. Și se duce și autobuzul acolo ca să și ia autobuzul lor, da, așteaptă să ducă și trenul și au întârziere 4 ore. Și bucătarul lor se duce acolo și au totul... Contează lucrurile astea. E ok, totul este în ordine, da? Eu n-am nicio treabă cu asta, dar chiar... Zic eu acum, Dinamo, handbal, totul ok. Dar ce poate face Dinamo la handbal, poate să facă și la volei. Poate să facă și la alte da. Sporturi. Deci asta era pe vremuri, erau așa că cluburile astea, Dinamo, Steaua, aveau... Se băteau la sfârșitul anului, care au mai multe medalii. Medalii, la de echipă, și, sau la... dar erau aproape toate sporturile făcute. Da. 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 Cine împiedică pe ei să facă treaba asta și acum? Lipsa de bani. Lipsa de bani, okay. Că nu... Știți? Lipsa da, de bani da, nu mai atrage. Ok. La fotbal știți ce se întâmplă? Și gagica jucătorului atrage. Mm-hmm. Că o dau împozată la mare, mm-hmm. fotbalistul poate e sau nu e bun, mm-hmm. dar domnița din dotare face 40.000 de clicuri la 3 poze cu ea la mare. Așa. Nedezbrăcată, în sutien și în bikini. Mai multe dezbrăcate. Mai multe, 40 de poze și 40 de gagici. Jucătoarea, soția unui jucător de volei, n-o să facă, pentru că în primul rând lumea nu știe pe acel jucător de volei. Da. Păi ca să mă... Cine? A cui mă nevastă sau și așa mai departe. Poate că nici n-are plăcerea să o facă, da. Da. Ci... Bine, voleiul, basketul și handbalul sunt altă mâncare de pește. Așa este. Oamenii ăia, fără să jignim, Doamne ferește, fotbaliștii, dar din start... Nu, din start e altă mâncare de pește. Se eu știe treaba asta. Eu zic, Polo. Doamne, ei și-au făcut-o prin felul în care se facă promovare prin marketing, prin tot. Corect. Ăștia și-au câștigat. Pentru mine problema este că ăla poate să câștige 10 miliarde. Nu e el de vină. E de este vină societatea, cine plătește. Societatea care, da. Da, dacă ăsta câștigă și oamenii se enervează că ăsta câștigă nu știu câte milioane, zic, nu e el de vină. Da. Că dacă eu îți dau ție 10 milioane, tu le iei. Sau zici tu că nu, băi, prea mult pentru tine. Nu, lăsați, dați-mi da? Că le iau. Nu așa, e problemă. Da. Aia, așa este. Aici e problema. Da. Cine plătește e de vină, nu cine ia. Bun, și atunci mergem pe principiul pe care dumneavoastră l-ați avut întotdeauna, că trebuie să creștem tineri, da? Trebuie să facem n-avem posibilitatea. Plătesc numai ceea ce cred eu că este valoros. Eu la un jucător când m-am dus și am avut și norocul că n-au fost atâția agenți cum e acum. Da, cu impresari. Eu am vorbit cu el și am zis, băiețaș, eu îți dau banii ăștia, eu nu am bani mai mulți. Dacă tu vrei mâine să îmi iei un leu mai mult, eu nu ți-i dau. Trebuie să cauți altă echipă. Dar eu știu că banii ăștia îi primești și dacă la anul ești bine, atunci vedem dacă găsesc cineva, că tu ai și o cum îi zice numai, trebuie și tu să faci ceva da, ca, pentru banii ca să contribui la banii corect, tăi. Da? Dacă vrei mai mulți la anul. Și eu, întrebarea mea a fost prima când unul zicea că vrea atâția bani mai mulți, i-am zis, câți crezi spectatori crezi tu că vin pentru tine mai mulți în sală? Corect. Și atunci eu spun, toți care vin mai pentru tine în sală, banii lor îi primești. Cum e la fotbal. Dom'le, vind în loc de 1000 de tricouri, o să vând 1.000.000. Și atunci te iau mâine dimineață. Da. Câți bani încerci tu? Harry Kane ăsta în 5 luni e amortizat. Da. Ronaldo e amortizat. Dar eu n-am Ronaldo acolo. Și când îi spun ăla, dom'le, când îi spun, acum nu știu, nu vreau să zic un nume, zic, mă, dacă tu... Atât ăștia sunt bani. Câți crezi că vin acum? Câți spectatori vin mai mulți la Dinamo dacă tu joci sau nu joci? Bun, și el atunci mai vine? Păi nu vine atunci, vine altul. Da, eu da, trebuie să vin, mai vin. Păi bineînțeles că vin. Dorința lor este aceeași pe care ați avut-o dumneavoastră, că acum vine placa aia cu, domnule, pe vremea aia n-aveați altceva de făcut, că nu era televizor. Nu, dorința este... Ei mai vin cu dorință jucătorul. Mai vin cu la, dorință. La cât vine? Când se formează un jucător de volei, plus sau minus? Când vă dați seama că ăla e ceva de capul lui? Eu sunt... Ok, cu... 18, 19, 20 de ani. Bun. Și acum tu poți să mai înveți și cu 22 și cu 23. Nu haide să problem, zicem 18 ani, da? Da? Bun. El mai are dorința aia? Că, înțelege ce zic. A avut. Îl simțiți. Da. Îl simțiți, da, îl mirosiți. Bine, adică, bineînțeles. Unul care vine din obligație că taicul a fost mare voleibalist și du-te bă să stea acasă.
Ei mai vin cu dorință? Vin. În pofida faptului că n-au bani, că... Nu. Deci se vină, copiii nu? Copiii sunt mai buni decât credem noi că... Asta întreb, pentru că toată lumea spune, domnule, suntem morți de tot, nimeni nu mai vine la sport și așa mai departe. Problema... Probabil că s-a restrâns baza de... Adică în loc de 30 de jucători care veneau acum 30 de ani... Problema nu sunt copiii. O să dau un exemplu. Ăștia doi din ăia 7 nepoți, ăsta are 15 ani și ălalt are 12 ani. Și ăsta a făcut acum 15 ani în decembrie și l-a întrebat taică-su, tu unde vrei să serbezi ziua de naștere? Da. Zice, mă duc la bunicul meu. Wow. Ei doi au venit și au serbat ziua lui de naștere cu nevastă mea și cu mine în decembrie, acum când a fost acasă. De ce? Pentru că îi face plăcere să stea cu mine. Că de la mine învață ceva. Și eu vorbesc cu el și pe felul înțelesul lui. Când e copil, că nu știu ce, mai fac și un banc, mai nu știu ce, el mai aude o gargară din asta care îi place, unde el după aia se duce la da, și face un banc învățați. Și uite ce, și îi face plăcere. Deci problema poate fi și de la antrenor? Bineînțeles. Cea mai mare problemă. Că degeaba am eu stofă de jucător dacă nu găsesc maestru care să mă pună în valoare. Aici este treaba. Așa eu-s bun. Cum zice numai? Vioara există. Da, trebuie cine să știi joacă. Ce să... Da. Poate să mă și ucidă. Că eu sunt bun, valoros și găsesc un antrenor care îmi taie aripile. Așa este, sunt foarte mulți. Deci poate să fie și așa și așa. Da. Din ăștia sunt foarte mulți. Păi și ce facem? Clonăm pe ăștia buni? Care-i... Problema este următoarea. Eu cred că noi trebuie ca să aducem oameni buni, trebuie să aibă o perspectivă că ar putea să câștige cândva bani buni. Înțelegi? Da. Vin astăzi, stau un an sau doi, dar uite... Perspectiva asta lipsește aproape de... Nu numai aici, dar și în Germania și acolo. Nu găsești un antrenor neamț sau nu știu ce, care să vină să facă... Dar firmele mai bagă bani, de exemplu, în voleiul german, joacă cu ele pe piept, nu vorbesc cu una locală. Sau... Sunt companii mari care investesc în voleiul german? Nu. Nu. Numai pe bază locală. Pe bază locală, o prietenie. Noi am avut, o de exemplu, am avut o firmă de renume mondial, ZF și Zeppelin, dar asta a fost o oportunitate, ăștia sunt acolo. Bun, dar dacă mergem la 10, luăm 10 echipe de club din prima divizie. Nimeni nu are. O prietenie, pe sponsorizare locală. Este numai mecenat. Da. Da. Nu este sponsorizare pentru că tu nu-ți vine nimic înapoi. Lucru de care nu se întâmplă în handbal. Așa, ok. În handbal au ia tricourile, da, bine. Nici numărul nu-l mai vezi. Asta e de Final Four și de... Return of Invest. Da. Asta este problema. Da. Și asta este în volei zero. Este în Italia, este în Polonia. În Italia este. Da, bineînțeles. Copilul se duce și cumpără tricou cu jucătorul lui preferat. Bineînțeles. Atunci... Da, dar în Italia tu vezi fiecare 2-3 meciuri la televiziune. Ei tot zic că vine în internet, că nu știu ce pe YouTube. Televiziunea este, însă rămâne baza. În Polonia au Polsat Sport, transmite în fiecare zi volei. În fiecare zi. Dacă nu transmite meci live, transmite meci în reluare. În fiecare zi. Tu vezi sportul ăsta. Tu vezi frumusețea sportului. Aici nu vezi nimic. TVR3, mi se când pare nu suntem în stare să punem un covor ca să joci voleiul pe un covor, ca să se vadă, să nu se vadă 50.000 de linii, că nu mai știe ăla când se uită de la televiziune, nu știe unde e terenul, a fost afară, a fost nu știu ce. Felul de a prezenta sportul. Da, este... pare dezinteres, da, și așa mai departe. N-ați venit cu mâna goală, ați venit și cu niște poze. Da. Dar trebuie să ne povestiți puțin despre ele. Aoleu, asta a fost la 1860, chiar la început, aici 23 de ani, cred că. La TSV-ul? TSV-ul 1860, da. Ei au trăit tot timpul în urma celor de la Bayern? Sau... Nu. Ei pe vremea aia au fost la egalitate. Era... Și tot banii au făcut diferența sau ce a făcut diferența? Nu, n-au făcut banii, au făcut capacitatea intelectuală. A venit Uli Hoeneß și Beckenbauer și ăștia au fost oamenii care au adus spot. Dar cel mai esențial om acolo a fost Uli Hoeneß.
A fost, cum zice numai, o ghinionul lui că s-a accidentat, a fost norocul lui Bayern München că l-au pus manager. Da, înțeleg. Așa a fost. Și ăsta a scos, a făcut din clubul ăsta ce este astăzi. Da. Imagine. Și pe vremea frumoasă, aia, noi am vrut, asta este a doua echipă, asta este deja echipa cu care la Spaten, cu ăștia, care a fost 1860, asta a fost echipa care am preluat-o, eu am părăsit 1860 în 80, am plecat ca și campion și câștigător de cupă, am câștigat amândouă și am preluat echipa în 85 din nou, fiind pe penultimul loc. Ma. Dar știați la ce vă înhămați. Da, bineînțeles, dar după aia am adus din nou am adus aceeași echipă, ăștia au fost începutul când am luat oameni târziu, uite că era și ăsta Urzică, român. Și da, dar uitați-vă puțin că discutăm de echipamente, discutăm de, adică să juca la nivel. Aici asta a fost primul sponsor care l-am adus, Spaten, și acum sunt încă prieten cu șeful care a făcut treaba asta și pe ăsta l-am adus atunci eu personal. Da. Da. Și ne-a dat, a început, în primul an a început cu, mi se pare, 70.000, vă povestesc o chestie. M-am fost la el să discutăm de sponsoring și am stat acolo și eram cu șeful de secție, Dieter Beutelstahl, și discutăm, da, facem, și el zice, Dr. Edgar Wangen, că a fost acum în București, da? M-a vizitat aici, da. Și că nu a mai fost niciodată în România și e un om foarte interesat. Și zice, uite, fii atent, facem următorul lucru. 40.000 de mărci primește echipa și tu, dacă câștigi campionatul, îți dau 30.000 premie. Bă, ăsta, nebunit, managerul nostru, au plecat. Zic, noi am ajuns jos și zic, Dită, du-te tu deja înainte, eu am uitat ceva sus. M-am dus sus din nou la asta și zic, domnul Wangen, zic, am o rugăminte mare. Eu, ăștia 30.000, nu știu dacă pot să câștig sau nu-i câștig, nu mă interesează. V-aș ruga, puneți ăștia 30.000 la 40.000, să avem 70.000. Wow. Și poate că o să câștigăm un campionat și eu nu-mi trebuie bani pentru treaba asta. Și am primit 70.000 și după 3 ani de zile am avut 305.000. Foarte tare. Da. Da. Numai o anecdotă la echipa asta. Și după aia, cu echipa asta n-am reușit pentru că au fost foarte mulți jucători tineri, nu știu ce, nu știu cum. Și după aia am schimbat și am plecat că ăștia 1860 ne-au închis, că nu ne-au vrut să ne mai dea bani. Și atunci m-am dus la Milbertshofen. Asta era a treia după valoare în club din München. Și ăla acolo a fost un Bakesov, a fost șeful clubului, dar el era handbalist. Și a zis, măi, vreau și volei. Și am intrat acolo și atunci am câștigat în 90. A fost primul titlu al meu, am câștigat cupa Germaniei. Asta a fost primul meu titlu ca antrenor, că alealte le câștigați ca antrenor jucător. Și în anul următor am câștigat cupa campionatul Germaniei. Și aia a fost plecarea, da, totul a plecat de aici. Foarte tare. Haide să mai vedem. Wow. Da, da, asta este o echipă. Aici n-avem noi treabă, că asta este echipa noastră, dar eu n-am fost aici antrenor. Ăsta a fost jucători care i-am avut și eu și ăștia, Dachau era echipa care am preluat-o după aia în 91. Asta e echipa cu care am câștigat campionatul, cupa, și am fost în finala Cupei Campionilor. Cu Pădurețu. Da, da. Atunci l-am scos, dacă o dați înapoi, da. Ăsta era Sándor Cantor, numărul 11, un ungur. M-am dus din Dachau cu mașina, l-am luat de acasă, i-am pus bagajele în mașină și l-am întors înapoi. Am făcut 1200 de kilometri, deci 2400 de kilometri în acea zi. Dar el de unde? Din Ungur, din Kaposvár era. Și l-ați luat și l-ați adus la... La noi, la Dachau. Și după aia a plecat în Italia, a jucat în Modena. Ungurii cum stau la... Prost. Prost. Da, da. La volei. Da. Mai au câțiva, un, doi jucători mai buni. Ăștia au fost toți juniori. Cu ăștia a câștigat europenele, medalie de bronz la europene. Ăsta a fost cu ăla de-a sus.
Ăsta e din RDC, fugit, numărul 5. Serios? L-am luat ca tânăr la 19 ani și am făcut, a fost unul din cei mai buni ridicători pe care i-am avut, un foarte, foarte inteligent. Ăsta a fost un olandez și cu echipa asta am câștigat, i-am bătut pe toți, de aia le-a sunat apa în cap. Ca o mică paranteză, că mi-ați ridicat mingea la fileu, dacă tot e la volei. Cum a trăit reunificarea? Așa ca o... Adică da, discutăm, cu cineva, discutăm cu cineva care a fost acolo. Da, da. Ca așa în filme și în documentare. Într-adevăr, pentru mine a fost la primul moment, atunci, cu ce am gândit atunci, n-am putut să cred. Dumneavoastră n-ați avut nicio treabă cu RDG-ul. Eu n-am avut nicio nimic. Treabă. Nu, nu. Nimic. Direct RFG, RFG și atât. Bun. Cu RDG-ul n-avea nicio treabă. Și ăștia erau toți RDG-iști. Păi asta de-aia când mi-a zis că fugi din... Da. RDG-ist. A fost cum s-a întâmplat și în fotbal și așa mai da, departe. Da. Bun. Cum a trăit? Adică suntem în toamna lui 89. Asta a fost o chestie foarte emoțională și pentru mine. Pentru că eu cunoșteam și jucători, aveam cunoștințe din volei și la un moment dat ăștia s-a aici. Da? Toată reunificarea asta. Eu nu am crezut că se va face. Eu mi-am dat demisia ca antrenor al Lotului în 90, în martie. Până atunci era RDG-ul, erau deja unificat asta pe hârtie, adică toată procedura asta a fost, dar încă erau două federații. Federația Regională de Ost și de Vest. Da. Eu n-am bănuit și în martie, în 90, în martie, nu a fost clară că se unesc. Și eu mi-am dat demisia de la Federația Germană. Dacă eu știam că devine reunirea asta, niciodată nu mi-a dat emisia că ăștia au avut jucători foarte buni, RDG-ul. Serios, n-a știut și n-a știut. Putut veni? Și după în mai? Sau la două luni? La două luni, ok. Tempi passati. Și asta a fost o chestie care mi-a părut rău, că eu mai aveam contract. Până în 91 aveam contract, până la europenele următoare. Și mi-am dat demisia că nu le-a fost de ajuns că am bătut la europenii prima dată Germania, am bătut România, am bătut RDG-ul, am bătut Cehoslovacia. Asta nu le-a fost de ajuns la tovarăși. Da? Că ăștia au fost RDG-iști, au avut o echipă foarte bună și erau câțiva buni în RFC și din ăștia cu ăștia făceam o echipă bombă. Peste două luni doar. Adică mai trebuia să mai aveți puțin răbdare. Două luni, da. Cine știa. Fost, cine știe. Putea să se întâmple în aur. Sau... Da, eu am trăit viața așa cum am vrut-o eu. Nu regret un minut. Asta a fost când am fost tânăr. Asta deci ăsta e TSV-ul, nu? TSV-ul 1880 a fost 24 de ani sau așa ceva. 23-24. Asta a fost aproape după ce am plecat. Jucați cu Jägermeister pe piept? Jägermeister. Asta a fost primul sponsor din istoria fotbalului. Din istoria voleiului în Germania. Și în volei și în fotbal. Și în fotbal, dar și în volei. Senzațional. Da. Băiatul ăla de la marketingul lor. Must. Dar asta a fost o chestie numai pe bază de cunoștințe. N-a ieșit. Socrul meu care el a fost președintele clubului și după aia m-am căsătorit cu fiica sa. Și de aia, după aia a devenit socrul meu și el l-a adus pe Jägermeister, pe Mast. Dar a fost numai o chestie de relații. Dar oricum... Și ăsta ne-a plătit și numai ca să povestesc treaba asta. Pe vremea aia erau nemții la televiziune, noi am avut... Până atunci aveam aproape 2-3 meciuri, la 2-3 săptămâni câte un meci la televiziune. La televiziunea bavareză. Și după aia noi am... Președintele ăsta, șeful secției de sport de la televiziune, a fost președintele Federației Bavareze de Volei. Nu vreau să vorbesc rău de el. Și noi când am primit sponsorizarea, nu ne-a mai arătat la televizor. Că zice că suntem profesioniști. Păi zic, mă, tu ești nebun? Și cu tipul ăsta am avut o treabă când am ajuns în 78, când am luat echipa tânără de tot. Am jucat cu Hamburger HSV. Da. Și ăștia erau, pe vremea erau bine, clubul foarte bine organizat, plătit, ăștia erau deja destul de bine plătiți și jucătorii, toată echipa națională și venise un antrenor din RDG. Ăla fugise. Și la un moment dat, ăștia bat pe toți, nu știu ce. Și jucăm meci cu ei în München, televiziune. Și aveam exact o oră de televiziune. Și vine domnul Ștanie, care era președintele atunci, și zice, Stelule,
zice, puteți voi să faceți ceva, că să avem, am o oră de făcut, să dureze meciul măcar o oră. Și zic, mă, îmi dau silința, că ei erau mari favoriți și începe meciul și noi batem în 56 de minute 3-0. Ma. Și după alea m-am dus la ea, zic, mă, îmi pare rău de ăștia 4 minute. Dar da, n-am putut nici noi chiar nici noi să ținem așa de mult. Marele fix. Da, trebuia să te duci asta, la ăla, da, să-i explici la antrenorul ăla, marele antrenor. 3-0 i-a zbătut. 3-0 de le-a sunat apa în cap. Foarte tare. Da. Ei, asta este poza de la Olimpiadă și poza asta au tăiat-o. Eram afară și se băteau numai... Și rămăsese doar picioarele. Picioarele, vârful picioarelor și mi se pare și puțin din mână, că țineam pe dumănoiul acolo. Asta era... Da. Da, lucrurile astea s-au întâmplat și în fotbal după ce Marcel Lucanu a rămas chiar... Acum s-au... Da, și scos din cronică și marcasem două goluri și apărea doar un marcator. Da. Că al doilea n-avea voie să fie. Deja trei oameni. Da, în prim plan Olimpiada. E și Chițigoi aici? Da, și Chițigoi. Unul, Chițigoi, Udișteanu, Dumănoiu, Tutovan. Ăștia patru au murit deja. Da. Dumnezeu să... A murit acum o săptămână. Da, știu. Două. Da. Da. Tempii pasati. E. Da, dar vedeți că sunt chestii cu care noi rămânem. Da. Noi rămânem, adică că spunem frumos, volei la Jocurile Olimpice? Da. Wow! A fost. Ei, am fost lipsă și la gimnastică până să ne calificăm acum. Da, asta e... Da, asta e tot 1080. Merge să spunem treaba asta că prin prisma faptului că îi obligau pe jucători să vină, că erau alte vremuri și așa mai departe, comunismul a fost, nu bun, hai să nu exagerăm, dar a fost ceva ok pentru sport? Foarte bun. Foarte bun pentru sport. În primul rând, la școală făceai foarte mult sport. În curte acolo și aveai profesori de sport care erau într-adevăr, meritau numele ăsta. Da, și care te miroseau imediat și povestea altuia de la un club. Eu de acolo am plecat și da, la școală. Cred că nu există acolo sportiv mare, da, care să nu aibă povestea asta. Și sportul totuși era, aveau grijă de tine, adică tu aveai sala, aveai asta, adică aveai o indemnizație, primeai hrană, primeai și așa mai departe. Da. Și a mai mers încă 10-12 ani după Revoluție pentru că am mers din inerție. Din inerție. Păi și a fost și spotul RFG-ului, tot aceea. Da. Că după reunificare, RFG-ul a fost a doua sau a treia putere în lume după medalii, nu știu ce. Pentru că veniseră... Dar toate medaliile au câștigat băieții de dincolo. Când s-a terminat benzina acolo... Acolo s-a terminat și aici. S-a terminat și aici. Aici nici măcar n-au avut benzină. Nu? Pe vremea. Nu? Deci asta este echipa cu de la Milbățofen. Asta este prima cupă pe care am câștigat-o. Aici am câștigat cupa Germaniei. Asta a fost primul meu titlu ca antrenor. Ce an e aici? Asta este 90. 90. Deja cu echipament, cu sponsor mare, cu, adică alt nivel. Asta a fost la clubul ăsta Toshiba, unde era și echipa de handbal, care era totuși ca și aici, la Dinamo, ei erau pe numărul 1, și, dar numai ei n-au câștigat nimic și noi am câștigat. Am înțeles. Aici e invers. Da. Hai să mai vedem. Asta a fost ultimul meci al meu cu Friedrichshafen la Berlin în 2016. Și aici eu nici n-am vrut să mai intru în sală. Și a venit fiica mea și zice, bă, du-te înuntru. Și mi-au făcut ăștia un upshit, cum se zice, o festivitate de adio. De retragere. De retragere. Au stat 8.000 de oameni în picioare. 8.000 de oameni au stat în picioare. Și asta a fost motivul pentru care m-am dus din nou. Am preluat pe lângă un alt motiv, că după 19 ani la Friedrichshafen au crezut că nu mai sunt bun pentru ei și am terminat contractul și atunci am zis, no, hai că vă mai arăt pentru voi încă e de ajuns. Și am bătut în 2018, m-am dus acasă, am jucat ultimul meciu decisiv la Friedrichshafen, al cincilea meci din play-off cu Berlin și am bătut 3-0 de la sunat apa în cap. De ce v-ați lăsat de antrenorat atunci? Mi-a ajuns. Asta a fost pentru mine... A fost o fază, am avut 20 de titluri de campion. Obosiseră-ți cu cantonamente, da, cu meciuri, cu presiune, cu gata. Pentru că eu în 19 ani eu am ajuns la Friedrichshafen, era un club care avea un buget de 400.000 de euro.
Și eu când am plecat am avut un buget de 3 milioane. Și asta este, am făcut munca acolo, asta a fost un club care a fost în inima mea. Și care l-am făcut și care l-am dus, am avut o sală acolo. Veneau oamenii din Italia, din peste tot, să vadă cum suntem noi organizați. Serios? O mașină de volei. Când Neagilă Dumitrescu, când a fost cu Victoria, am încercat echipa României, a făcut cantonamente acolo. Și, da, și ăla când a venit acolo și a văzut sala aia, n-a crezut. Era numai pentru volei, nu era altcineva. Că arhitectul care a făcut-o a fost un amic de-al meu și el a făcut așa fel sala, că nu mai putea să bage nici handbal, da, nici basket. Pentru basket a făcut podeaua așa ca să nu fie, că a zis că e prea slabă pentru coș, ca să nu pună coșul înăuntru, și pentru handbal a făcut-o cu un metru mai scurt. Și nu putea să intre. Și a fost numai teren de volei în sala aia. Cine v-a înțeles în toată perioada asta? Soția? Adică ați fost plecat de acasă mult. Da, dar eu unde am putut am luat-o totdeauna cu mine. Când eram pe drumul sau unde și la lot sau asta venea și făcea. Dar bine, fără nevastă mea, să fiu sincer, nu reușeam să facă. Ea a avut o mare înțelegere pentru mine. Noi am avut... Din prima zi, eu pot să vă povestesc cum ne-am căsătorit. Ea era căsătorită. Și după aia am auzit eu că ea se căsătorise în aprilie și în septembrie, pe undeva o septembrie-octombrie, am auzit că au probleme. Că scârție. Și eu am fost la ziua ei când s-a căsătorit ea, am fost eu cu... La nuntă ați fost? Da, am fost la nuntă, eu am fost invitat, eu și cu... Doamna cu care am fost eu împreună, prietena mea atunci. Cea pe care ați adus-o din România. Din România. Și eu i-am zis ei, eram pe scara bisericii, să zic, căsătoria asta nu durează un an. Despre ea. Că noi ne cunoșteam, că eram toți împreună. Dumnezeu, e nemțoaică? Nu, nu, era tot român. Eu am scos-o din Germania. Nevastă mea cu socrul ei au scos-o pe ea din Germania prin Iugoslavia pe vremea aia. Și după aia am zis, zic, ok, eu m-am despărțit în august din anumite motive, dar n-avea nicio treabă. Și în septembrie-octombrie am fost undeva plecat și a venit și ea acolo și o am întrebat-o, zic, bă, hai, n-ai chef să mergem undeva la o seară să mergem undeva să mâncăm. Și ne-am dus, am zis, hai să mergem la Stambea, că era un lac frumos. Dar era închis restaurantul ăla. Și când ne-am întors, ne-am dus la Wienerwald. Era pe vremuri aia, avea totuși un nume și ne-am așezat acolo. Seara am stat. Eu, femeia asta, nici măcar n-am atins-o. Și am stat acolo, am mâncat. Știu și astăzi ce am mâncat. Și zic, fetițo, știi ceva? Uite acum, tu te disparți de ăștia, te divorțezi, eu mă căsătoresc cu tine și totul în ordine. Incredibil. Ea s-a dus acasă, soțul ei a vrut să discute, nu știu ce cu ea, zice, eu mă divorțez. A divorțat în ianuarie, în mai ne-am căsătorit și de atunci suntem din 7-7. Ce poveste, ce da. Poveste. Mulți ani înainte. V-a zis vreodată că a obosit să vă vadă plecat? Da. V-a spus? Acum. Gata, ajunge. Înainte de a veni încoace. Ea n-a vrut nici de cum să vină și aici, din cauza asta, s-a și îmbolnăvit și în sfârșit. Am înțeles. Da, așa este. Ce să facă? Da, dar acum că... și-a revenit. Nu, pentru că noi, cei din afara fenomenului, nu înțelegem treaba asta și e bine ca oamenii să vină să vorbească despre treburile astea, că dacă în spate nu există un soț, o soție și o familie care să te înțeleagă, poți să fii tu cel mai mare... La Dachau, ea a făcut pe vremuri cu VIP, nu exista așa, era în Dachau o sală și era sus, era așa un fel de, era o tribună unde se antrenau boxerii și ăștia făceau. Da. Și atunci am zis, mă, ce facem aici? Facem un VIP. Și am avut un prieten foarte bun care avea o brutărie și atunci nevastă mea cu o prietenă de-a ei au uns pâine cu ăla ne-a dat pâinea, noi am luat de undeva, cum îi zice numai, brânză și salam ce mai era, da. Au făcut cu treaba tarte asta și acolo am făcut și acolo am vândut treaba aia pe vremea aia pe 1000, un abonament pentru VIP Ram costa 1500 de mărci. De mărci. Și nevastă mea făcea treburile astea. Deci
Păi da. Eu am lucrat tot ce a fost. Ați luat-o de la zero. De la zero, totdeauna. Și eu am plecat de la Dachau ca și câștigător al campionatului, cupă, Champions League finale și după 3 ani de zile n-a mai existat Dachau. Acum mai există? Și au revenit din nou. Acum sunt iarăși în prima divizie. Da. Dar la alt nivel, adică nu e... Ce a fost? Da. Hai să mai vedem, mai avem? Ei, asta a fost Berlin. Asta a fost cu Berlin în sală la Friedrichshafen. În sală la Friedrichshafen. Ce tare. I-am bătut de a sunat apa în cap. 3-0, paf, au condus odată 1-0. Asta e puștiul meu, asta e fetița mijlocie și mai am încă o fetiță mare. Cum se face la german, cu bere, cu calumea când se câștigă un titlu. Da, da, se face bine, da. Se face bine, da, adică da. Am văzut și la... Și ăștia sunt nepoții, ăsta e ăla care acum are 15 ani, asta e amică care joacă extraordinar golf. Da? Asta este nevasta lui... Ei ce fac? Îi obligați la sport? Obligați în ghilimele, bineînțeles. Eu îi țin la... Și ce fac ei? Deci golf și... Ei fac aproape tot. Joacă fotbal, joacă tenis, una din ele schiază iarna, deci ei foarte sport. Tare. Păi te uiți la el, la figura lor, nu? Da. Toți... În Germania se face sport? Copilul. Dacă, copilul normal, deci nu luăm unul care are calități. Dacă se ocupă părinții de el, da. Dacă părinții nu se ocupă de el, nu. Că trebuie și acolo trebuie cineva să educă, să facă, să dreagă și asta este. La școală se face? Puțin. Noi avem 2 ore la gimnaziu și una singură la liceu de educație fizică și 3/4 dintre copii sunt învoiți că sunt bolnavi de hepatită. Aceeași situație. Aceeași. Da. Nu suntem mai, nu, în germană nu sunt mai buni decât. Și atunci de ce ne bat pe unde ne prind? Pe la toate sporturile. Pentru mă rog, cu mici excepții. Calitatea antrenamentelor și ce fac ei este mai bună. Cum e poza asta? Da. Cum e poza asta? Mamă, copiii ăștia au intrat, ăștia doi erau cu echipa la Berlin și intrau cu ei pe teren și când da? Ăștia câștigau și făceau turul de onoare, ei și după erau și ei acolo. Era. Apropo de Moculescu, cum e să-l vedeți pe domnul Horia? L-am văzut deja. Păi asta zic, da. Cum e să-l vedeți la meci? A venit la meci? A venit la un meci cu Steaua la pregătire, dar acum nu e, e totuși are și el 86 da. De ani și până să plimbă, până să facă da. Și nu știu ce și acum o să-l sun din nou iară. De când nu l-ați mai văzut sau cum a fost? Păi eu l-am văzut prima dată, ne-am văzut în 77. Iertați-mă, cum e gradul de rudenie? Aoleu, taică-su cu bunicul meu au fost frați. Tatăl cu bunicul, da. Bun. Așa că de acolo... Era cunoscut pe vremea aia, el era cunoscut pe vremea aia și eu l-am întâlnit la München, că el avea acolo fosta lui, una din da. Neveste din relațiile lui era la München, era... trăia acolo. A, deci l-ați văzut prima dată direct în Germania? În Germania, da. Eu aici nu l-am văzut, aici nu l-am știut. Eu l-am văzut în Germania, acolo ne-am întâlnit și după aia a trecut un anumit timp, nu ne-am văzut și după aia ne-am văzut din nou când am fost antrenor la Lot, la Constanța. Că el a fost ce acolo. Tare. Și acum a venit la meci? La 86 de ani? A venit la meci, da, la 86 de ani. Da, și e greu, adică da. nu mai e așa chiar ușor să merg. Și el mi-a făcut rost acum de telefon, că eu îl pierdusem telefonul lui. Ce tare. Deci n-ați mai sunat. Nu, noi am fost un timp, n-am mai știut. După Constanța am mai telefonat și după aia cumva am pierdut telefonul, am pierdut numărul lui. Am înțeles. Și aici am fost antrenorul anului la Berlin. Am primit ursul Berlin. Ursulețul da. Berlinez. Da. Da. Cum ziceam cum... Asta unde este... Asta e nunta Hahing. Aici am ieșit campion la Pădurețu, la echipa lui Pădurețu. Asta e nunta Hahing. Ce tare! Da. Unde a jucat și un fotbalist al nostru, Mișa Klein sau... Se poate, nu știu. Nu Mișa Klein. Cine și a aici jucat, am câștigat da. Cupa Campionilor, Champions League. Cum este asta? Povestiți-ne și nouă. Mai sus există ceva? Nu. Asta pentru un antrenor? Pentru sufletul meu. Dacă ești antrenor de lot, sau, da. Da, asta dar e. La echipă de club? La echipă de club asta este... Lucru mai măreț ca ăsta? Nu. Nu este. Dar ați realizat când ați câștigat-o? Sau v-ați trezit după o săptămână, două? Eu am realizat treaba asta cu mult înainte de a câștiga.
Serios? Deci da. Înainte? Da. Noi am jucat în pentru a ne califica pentru Final Four, am jucat cu Treviso, care era deținătoarea titlului. Și pe ăștia i-am bătut la Friedrichshafen 3-0 de la sunat apa în cap. Și ați simțit ceva atunci. Și zic, mă... Și după aia aveam returul cu ei. Începuseți dumneavoastră să vă gândiți deja? Da, avem o șansă să ne calificăm la turneu final. Și după aia ne-am dus la Treviso și pe vremea aia nu era cu golden set, cu toate rahaturile astea, ai câștigat setul și am câștigat primul set la Treviso la 14. Mai știu toate. Da. Eram calificați, că după aia a venit Bagnoli la mine și a zis, bă, joci tu mai departe, așa sau schimb echipa. Zic, eu schimb acum, intră ăștia la să joace și atunci am pierdut 3-2, dar era un rezultat. Nu mai conta. Și atunci am ajuns la Final Four și noi am avut, Final Four era tur, francezii, ei jucau cu rușii, cu Dinamo Moscova și ăștia erau un cai, într-adevăr. Și noi am jucat cu Civitanova, cu Lube Banca Macerata, cu ăsta, sârbul, cum dracul a chemat, erau nume bune în echipa aia. Și noi jucăm primul set și ei ne-au subestimat. Dar și falsul meu, Schöps, nu juca așa, n-a jucat așa bine. Și au condus ei 1-0 și m-am dus la el și am zis, mă, Jochen, acum trebuie să dai drumul la motoare că tu nu o să mai joci în viața ta o finală a Cupei Campionilor. Zic, ori dăm drumul că noi avem o șansă să câștigăm aici. E bun, și atunci am început ăsta să joace, am condus 2-1 și am câștigat 3-2. Știu fiecare punct de cum e. Și după aia finala cu Tur bătuse surprizător pe ruși. Francezii, pe Dinamo Moscova. Cu ăsta, cu Alecno, antrenor, mari favoriți ei acolo și ăștia i-au spart. Au jucat numai la spoială. Pac, 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 au nebunit rușii, presiune mare pe ei și noi am jucat cu Tur în finale și în finală noi eram mai buni. Și dacă noi cât de cât jucam normal, câștigam și am câștigat finala. Dar totuși, după ce am ultimul punct, știu că dată la afară, egipteanul care l-au avut ei acolo sau algerianul și am căzut pe burtă, da, în sfârșit. Germania au înțeles valoarea titlului ăstuia? Nu. Nu. Și nu o să mai câștige niciodată o echipă din Germania Cupa Campionilor. Deci recunoștința e floare rară și la ei, un picuț. Foarte rar. Un picuț. Știți că tot timpul sunt... Eu de-aia tot insist, pentru că tot timpul e comparația asta. N-a fost nici măcar un anunț la CTF Sport Studio. Serios? Nici măcar acolo. Deși cu cerisereți? Da, și au câștigat cupa pe care ultima au câștigat ăștia Leipzig în 64 sau nu știu când a fost, că nu au participat românii și echipele astea n-au participat și au participat numai regiștii și aia a fost cupa campionilor pe vremea aia. Și de atunci n-a mai câștigat nimeni și eu am fost singura echipă, echipele pe care le-am antrenat eu, care au fost în Final Four vreodată. Nicio altă echipă n-a fost acolo. Și care e explicația? Dezinteres sau... Pentru mine, nici mie nu-mi trebuie explicație. Eu mi-am făcut treaba mea, am avut satisfacția mea. Corect, nu, mă întrebam mergând un pic mai încolo. De astăzi și cu jucătorii v-ați făcut treaba, ați câștigat un titlu. Dar de unde... Dezinteres, pentru că Federația Germană de Volei este o catastrofă. Numai diletanți. Amatori, e o jignire dacă le zici deja că amatori, da? Mai rău decât amatorii, diletanti. Și atunci nu au de unde să apară rezultatul. Interesul, și nu rezultatul. Și asta a rămas același, a rămas... Deși la ei e... Ultimul președinte care a fost bun, uite-l pe Horia. Doamne, cum e poza asta! Și, Dumnealui și la vârsta asta, dacă se mai apucă de pian, mai cântă ca lumea. Mai... Am văzut pe la TVR. Da, da. Nu anul ăsta, dar... Nu, că am fost acasă la ele. Cântă. Bune și face și... Da, da, tot. Și te și ceartă un pic când nu nimerești nota și cu tare, când, băi, să cânte. Da. Venea cineva și dumnealui era la pian și ăla lua, noi nu înțeleg, dar lua o notă fals. Ce faci, mă? Da.
Și ăla cântăreț, bunicel. Da. Vezi că te-ai dus sus, mă, acolo, la de fiu, trestie la mal, te-ai dus cu tare și așa mai departe. Adică a rămas același șugubăț, da, cum se zice. Nu, nu. Foarte tare. Poza asta este... Da. Mai avem? Asta e cu Frilisaf. Da. Ăsta a fost mare jucător ăsta din José João, care e în dreapta, da, da, în dreapta mea. Ăsta a fost un... Portughez? Portughez. Portughez. Ca om, ca jucător, extraordinar. Vă mai sună foștii jucători? Sincer. Mai suntem în contact. Da? Da. Vă mai sună? Da. Ce faceți, domnul? Da, da. Ce constat este că de fiecare dată când ne întâlnim să... și mă întâlnesc cu ei când sunt pe drumuri sau pe undeva, se bucură foarte mult. Și cea mai mare surpriză este că ăștia străinii mai mult decât nemții. Știți cum se zice? Exemplu, la unul cum e Georg Rosa, ăsta scrie de fiecare când de Crăciun și de asta. La mulți ani și așa mai departe. Și toate treburile, da, astea. Așa, o poză foarte, da, frumoasă. Niște prieteni, niște oameni, într-adevăr, foarte... Am o relație foarte bună cu ei. Noastră aveți marsupiul ăsta tot timpul? Poftim? Marsupiul ăsta. Ăsta l-am tot timpul pentru că când sunt cu voleiul, trebuie să-l am, că îți trebuie pașaportul, îți trebuie una, îți trebuie, da, alta, da, și am toate treburile. Și aici l-aveam pe ăsta de la Berlin, așa că asta le-am avut. Când sunt privat acasă, acum când nu am... V-ați readaptat acum sau cum a fost? Adică plecarea din Germania și reîntoarcerea încoace sau... Eu m-am bucurat foarte mult. Și am avut și, să zic eu, la început aici a fost totul foarte frumos, a fost totul ok. Treaba s-a nasolit când a început nevastă mea, când s-a îmbolnăvit nevastă mea foarte, foarte rău. Acum cum e? E ok acum? Acum e ok, e pe bine, dar încă nu e... Nu 100%. E cum a fost, nu e cum a fost, dar avem mare speranță, adică trece timpul, trebuie o perioadă de jumate, 300 de ani până te refaci nervii și toate treburile astea. Dar ea e refăcută acum și totul e ok. Am înțeles. Hai să mai vedem. Așa. Bun. Tragem o concluzie? N-au trecut mult. Sunt două ore. Deci, greu cu Dinamo, dar nu imposibil. Putem, sub acest motto, putem... Bun. Da. Cu Naționala ce facem? Nu e treaba dumneavoastră, știu, dar întrebăm așa ca un chibiț din Cismigiu. Tot la fel, greu, dar va nu... Va fi greu, pentru că Naționala are nevoie de un ridicător. Care nu există. Da, și ultimul ridicător a fost Barta, care l-am adus ca Barta, da, tânăr, copil tânăr din Belgia, că nimeni nu știa că există, și l-am adus în țară și de atunci a rămas și a rămas până acum cel mai bun ridicător în țară. Și aici trebuie să se facă ceva. Adică ridicator nu este... Aici, și aici va fi problema cea mai mare. Acum ajung jucători cum e la Ciobăniței, care este totuși un jucător consacrateț și acum pe plan european. Corect. După mine va deveni Puștiu Chițigoi, va deveni un jucător extraordinar. De păi clasă, are și de unde? De clasă mondială, da, va deveni ăsta la nou, acum când îl văd cum joacă în Polonia. Deci poziția asta secunzi, cred că va fi bine pusă. La centri e ok, la centri este ok, și atunci îți mai trebuie și un fals. Acum, zic eu, Rață e jucător bun, trebuie văzut acum cum se dezvoltă, da? Pentru că el n-are gabarit așa mare, este un jucător mai 94-95 sau cât are, jucător de viteză tot, dar să vedem asta, cum trebuie să se dezvolte el acolo. La feminin existăm? La feminin nu mă... Nu. Mie îmi plac numai... A fost discuția asta cu Alexia Căruțașu, că de ce a ales Turcia și că a preferat bine, să... Aici e altă viață, adică astea sunt două lumi diferite, voleiul în Turcia și voleiul în România. Da, și ne-a povestit aici cât se investește acolo, da, și modul de tratament. Nu se compară. Da. Acum zic eu, din punctul ei de vedere... Da, clar. Din punctul ei de vedere, nicio discuție. Dacă eu aș fi fost Căruțașu, același lucru făceam. Din păcate, noi pierdem niște jucătoare, dar exact cum zice și noi, asta e pentru înțelesul. Să le facem o situație aici ca să rămână aici. Asta e foarte, foarte simplu. Da. Nu? Ce să vă urăm? Sănătate s-a dat. Nu, s-a dat. Asta s-a dat, sănătate. Toată lumea vrea sănătate. Rezultate? Sau nu? Sănătate. Sănătate pentru soție. Sănătate pentru soție. Avem și un cadou pentru noi, asta nu e mare lucru.
Avem o, de la prietenii noștri de la, de la Crama Bratu, trebuie să vă dau. Uh-huh. Nu e bine pentru sportivi și pentru antrenori, dar dumneavoastră pute... De pe asta spun, de pe margine merge. E o colecție Traviata, uh-huh, dar și pe muzică. Da. Da, fetească neagră. Dacă o beau când? Când păi, o, da, exact. O bezi după un succes. Mersi din frumos. Partea, noi vă mulțumim, eu din partea prietenilor de la Crama Bratu. Eu vă mulțumesc că a făcut, mi-a făcut mare plăcere. Mii de mulțumiri încă o dată că ați fost alături de noi și de fiecare dată suntem aici. Dacă putem, din colțișorul ăsta, așa că mare lucru nu putem face, dar tot okay. Dacă se uită copilași, părinți și așa mai departe și spune, uite, domnule, că l-am văzut pe domnul Moculescu, ia să-mi duc copilul la măcar unul, nu știu, habar n-am. Voleiul este un sport foarte frumos. Foarte frumos. Știu, foarte. Am vrut să fiu, să fac glume de autobază, să zic că noi mai ne uităm și la voleiul feminin la de plajă. Suntem, da, foarte, atenți, suntem, da, foarte atenți, foarte atenți la e ăla. Foarte tehnic jocul. Lăsați tehnicitatea, că noi ne uităm, glumim, de, dar ne uităm. Adică da, da, da. Când sunt turneele alea de volei pe, da, plajă, da, da, suntem atenți. Suntem în primul rând. Ochi și urechi, adică pot să zic scheme că le și învățăm, da, da, de aici, de la spate. Da, da. Domnul Oculescu, mii de mulțumiri, da, că ați fost alături de noi. Da. Să vă meargă bine și multă sănătate soției. Mulțumesc. Dragi prieteni, mii de mulțumiri și vouă, ați fost la Vreau să știu. Ați văzut 2 ore care au trecut fără să ne dăm seama. Mii de mulțumiri și prietenilor de la Casa Pariurilor, toate cele bune. Noi terminăm de fiecare dată cea mai irosită dintre toate zilele noastre, este cea în care n-am râs. Uh-huh. O lăsăm sau o schimbăm? Adică găsim altceva? Nu trebuie să. Cu râsul este foarte plăcut. Bun. Da. Cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Mii de mulțumiri, la revedere, numai bine.